Substituirea, de Edgar Wallace. Capitolul 1. La absolvirea Universității Cambridge, lui Dick Stentz îi se deschidea o serie întreagă de posibilități, toate însă mai mult sau mai puțin lipsite de atracție. Într-o seară, întorcându-se în camera mobilată din Gower Street, pe care o închiriase când sosise la Londra, și-a întins pe masă cele 4 oferte certe primite până atunci și l-a mai cântărit încă o dată pe fiecare în parte. Apoi a scos din buzunar un formular imprimat, l-a completat cu atenție și l-a dus după aceea la poștă. 3 zile mai târziu a fost invitat la Scotland Yard și în decurs de 6 luni, Richard Stentz, licențiat universitar, patrula pe străzile Londrei în uniforma poliției metropolitane. Multe lucruri au contribuit la rapida lui avansare. Puțin noroc, după cum mărturisea el mai târziu, croșeul de stânga care l-a trimis la pământ pe Peter Lanbrady, exact în clipa în care degetul acestuia a apăsat pe trăgaciul unui pistol îndreptat asupra unui ministru adjunct, abilitatea lui de alergător și, cel mai important, cunoștințele lui de limbi europene. Vorbea 4 limbi la perfecție, 2 bine și alte 3 destul de bine. 4 ani după intrarea lui în poliție, era agent în Departamentul de Investigații Criminale, CID, și notat pentru o nouă avansare. Și această avansare a venit și ea. Avea titlul de Detective Inspector Stentz când plecă la Brighton cu Lordul Wild, căruia el și majoritatea celorlalți cunoscuți i se adresau familiar cu numele de Tommy. Fuseseră colegi la Cambridge, erau membri ai aceluiași club și fuseseră arestați împreună cu ocazia aceluiași chef studențesc. E lucrul cel mai straniu din lume bătrâne, behăi Tommy strecurându-și în goană Rolls-ul rapid printre 2 căruțe. Parcă ar fi fost ieri de când tu și cu mine eram târâți pe stradă de un curcan și acum iată-te și pe tine, curcan. Avea o față rotundă și părea mult mai tânăr decât era și cu toate că nu avea în niciun caz o statură de pigmeu, era cu circa 10 cm mai scund decât bărbatul fără pălărie, bronzat, care ședea lângă el. Înfățișarea plăcută era un avantaj pentru Dick Stentz, deși el găsea că nu este de niciun folos. Avea construcția și înfățișarea unui atlet. Ochii cenușii, zâmbitori, ai omului care consideră viața destul de plăcută. El și Tommy nu se mai văzuseră de ani de zile. Lordul Will tocmai se întorsese dintr-o călătorie în Africa de Sud și se întâlniseră întâmplător în oraș, ceea ce l-a deranjat oarecum pe Dick Stentz, care urma să plece pentru 2 săptămâni în Scoția, la pescuit, ca oaspete al unui adjunct bogat al prefectului poliției. Deoarece bugetul lui era departe de a fi foarte solid, își închiriase pe o lună apartamentul, un aranjament care părea să fie foarte incomod, după cum explică el tovarășului său. Ce-i căuta eu 2 zile la Brighton, numai Dumnezeu știe. Pleci la Brighton, bătrâne, spuse Tommy, pentru că ar fi fost al naibii de nepoliticos să nu accepti invitația insistentă a unui vechi prieten. Chiar tu mi-ai spus că acel comisar al tău sau ceva mai fi fiind el, nu va veni în Scoția până la sfârșitul săptămânii. În afară de aceasta, am o mulțime de lucruri să-ți povestesc. Am trecut prin niște aventuri extraordinare, vânătoare de lei și câte alte chestii. Cine a vânat? Tu sau leul? Făceam cu rândul, răspunse Tommy cald. Uneori eram eu în față, alteori lei. Și apoi Brightonul este bun pentru ficat și pe deasupra este cineva la Brighton, cea mai drăguță fată pe care am întâlnit-o vreodată. N-am văzut de când sunt o fată așa de frumoasă, bătrâne. O leoaică? E infirmieră, bătrâne. Nu știu multe despre ea, dar tu ești detectiv și mă rog. Dacă ți închipui, spuse Dick Stentz cu severitate, că am plecat cu tine la Brighton pentru a favoriza succesul amorurilor tale ieftine, te înșel, Tommy. Până când să-și revină Tommy, din indignarea și incoerența lui, ajunseră la hotel. În timp ce urcau scările largi de la intrare, din hotel ieșea un bărbat cu o față mare, roșie și o mustață scurtă, zbârlită și neagră. Acesta se uită insistent la Tommy și flutură vesel cu mâna. Al naibii de amuzant tipul, spuse Tommy. Îl cunoști? Dick clătină din cap. Walter, explică înălțimea sa, locuiește lângă mine, în London Scar. Casă mare, o groază de bani, dar al naibii de amuzant. Tatăl meu spunea că tatălui Derek a fost cel mai dezagreabil om pe care l-a întâlnit vreodată. Dar tipul ăsta este... al naibii de amuzant, sugeră Dick. Pe când urcau cu liftul, Tommy, a cărui minte nu putea cuprinde niciodată 2 idei în același timp, nu înceta să repete cât de al naibii de amuzant este vecinul lui. Pe cât putea să-și dea seama Dick Stentz, principala calificare a domnului Derek pentru titlul de băiat bun era că râdea la toate glumele lui Tommy. După nume, Dick îl cunoștea foarte bine pe acest domn. Într-adevăr, îi recunoscuse marele Rolls galben staționat în fața hotelului. Singurul lucru pe care l-auzise în defavoarea lui Derek era că odată când un văr sărac, singura lui rudă, i-a făcut o vizită pentru a-l ruga să-l ajute,
A chemat poliția să o dea afară din casă pe această rudă incomodă, ceea ce, în mod curios, nu prea aducea suflet mare și plin de cordialitate. Tatăl lui fusese cel mai notoriu avar din Londra. Mersese cu meschinăria atât de departe încât, potrivit legendei, se certase cu Walter Derrick din cauza achiziției unei biciclete și ani de zile cei doi fusese răcertați, Derrick lucrând în străinătate ca muncitor de rând. Cei 7 sau 8 ani de exil nu făcuseră însă din el un om înnăcrit. Părăsise Anglia ca un adolescent timid și retras, pe care foarte puțini oameni îl văzuseră și nimeni nu-l cunoscuse de aproape. Se întorsese un an înainte de moartea bătrânului sub chipul unui om care ia din viață numai părțile vesele. E al naibii de bucuros că trăiește, el mi-a spus-o, afirmă Tommy. Această vacanță suplimentară constituia o plăcută întrerupere a vieții pe care o ducea în mod obișnuit Dick Stance. După cină, amurgul fiind cald și plăcut, cei doi bărbați ieșiră să se plimbe pe faleză, iar Tommy, care nu încetase aproape deloc să vorbească de când se întorsese în Anglia, povestea cu mult aplomb și cu o mulțime de gesturi grăitoare aventurile prin care trecuse. Ajunseseră într-un loc mai puțin aglomerat al falezei când Dick se simțea apucat strâns de braț. Iată! Dick Stance întoarse capul. O fată îmbrăcată într-o uniformă severă de infirmieră venea încet în direcția lor. Văzând-o pentru prima oară, Dick Stance a avut sentimentul cert că o cunoaște de mult timp și că de tot atâta timp îi apreciază frumusețea. În mai puțin de o secundă, el o văzu și fata trecu. Ei, ce spui, bătrâne? Tommy aștepta cu nerăbdare verdictul lui. E foarte drăguță, răspunse prudentul Dick Stance. Este infirmieră bătrâne, adăugă în mod inutil Tommy. Cară peste tot locul un cărucior cu un moșneac căruia îi tremură toate mădularele, însă de fapt nu-l cară ea, doar îl însoțește. Ei, nu-i așa că e colosală? Desigur, e colosală, recunosc cu Dick. Cum o cheamă? Mary Dane. Nu și-ar fi închipuit ea că am să-i aflu numele, exclamă Tommy triumfător, dar am făcut-o. Mary Dane sună ca de pe ecran, nu-i așa? De unde știi că o cheamă Mary Dane? Fiindcă am întrebat la pensiune, spuse Tommy, fără nicio jenă. O asemenea idee nu ți-ar fi trecut prin minte. Există și printre noi ăștia la alții unii care au mai multă inițiativă decât curcanii. Și să-ți mai spun ceva. Domnul cel bătrân pe care îl conduce se numește Cornford. Se plimbă în sus și în jos de-a lungul coastei căutând un anume fel de aer. I-am vorbit odată, i-am spus bună dimineața. Ce-a răspuns? Se interesă Dick. A zis și ea, bună dimineața, spuse Tommy, dar însuși faptul că mi-a răspuns m-a surprins atât de mult încât mi-a pierit graiul. Este o doamnă bătrâne. Are o voce dulce ca frișca, știi? Moale și ca o cremă, se potigni el căutându-și comparația. Se întoarse răsperând să o vadă din nou pe fată, dar fură dezamăgiți. În aceeași seară, pe când ședea un fumoar zicându-și să mai ia un ultim whisky cu sifon, apăru Walter Derrick. Aruncă o privire în jur și în cele din urmă ochii lui se opriră asupra lordului Wild. Se îndreptă cu pași măsurați spre locul unde ședeau. Salutare, Wild! Frații amezi, dumneata și cu mine, nu? Vecin la Londra, nici la Brighton nu ne-am despărțit. Râse înfundat, așezându-se. Îi zâmbi lui Dick, ochii lui sclipind bine dispuși în spatele ochelarilor de baga. Și ce crimă teribilă vă aduce la Brighton, domnule inspector? Întrebă el spre surprinderea lui Dick. O, da, vă cunosc. V-am văzut depunând ca martor la tribunal. Cazurile penale mă pasionează, posed cea mai bună bibliotecă criminalistică din Londra. Dick e un prieten de-al meu, se grăbi Tommy să explice poziția oaspetelui său. Am studiat împreună la Cambridge. Apoi el s-a făcut curcan, asta-i tot. Era evident că pe Derrick nu-l interesa prea mult poziția socială a lui Dick. E curios că v-am întâlnit. Stăteam de vorbă mai zilele trecute cu cineva, când a fost pomenit numele dumneavoastră. Discutam despre cazul Slaug. Vă amintiți, casierul unei firme, nu mai știu ce firmă era, a fost împușcat și jefuit. Eram în Africa pe atunci și credeam că l-au prins pe asasin, dar prietenul meu mi-a spus că nu a fost capturat. Toate astea s-au întâmplat probabil înainte ca dumneavoastră să fi intrat în poliție. Chiar în ziua în care am intrat eu în poliție, spuse Dick liniștit. Nu, nu a fost prins. Avem, bineînțeles, unele indicii. O amprentă găsită pe patul pistolului. Da, cunosc această parte a întâmplării. Singurul lucru pe care nu-l știam era dacă a fost sau nu prins. Când trăiești la aproape 2000 de kilometri de orice loc civilizat, iar revistele la care ești abonat capătă obiceiul de a se rătăci pe drum, 6 am pierdut din cauza inundațiilor, nu ajungi să afli sfârșitul acestor povești. Sfârșitul nu a fost încă scris, zâmbi Dick. Derrick își suguie buzele gânditor. Atunci înseamnă că am pierdut, spuse el. Aș fi putut jura că omul a fost arestat și judecat. Trebuie să-l fi confundat cu altcineva. Era tipul de om vorbăreț care nu prea oferă interlocutorului posibilitatea de a spune și el ceva.
Această chestiune mă interesa oarecum personal. Tatăl meu, care avea, îmi pare rău să o mărturisesc, foarte puține însușiri plăcute, și-a alcătuit o colecție de amprente. Toată viața lui, sărmanul bătrân a urmărit cu tot din adinsul să demonstreze că toată lumea greșea în afară de el. Făcu o grimasă. Am avut de suferit de pe urma acestei mici pasiuni, dar nu mă plâng. El era perfect convins că teoria poliției, după care amprentele unui om nu au un duplicat exact în întreaga lume, este greșită. Și își făcuse o colecție extraordinară. Obișnuia să dea premii, deși era fapt notoriu că detesta să cheltuiască bani școlilor și fabricilor pentru colecții de amprente. Trebuie să fi rămas tare dezamăgit până la urmă, zâmbi Dick. Nu știu, nu sunt chiar atât de sigur că nu era ceva în teoria lui. În definitiv, câte amprente aveți dumneavoastră la Scotland Yard? Să presupunem că aveți un sfert de milion, aceasta înseamnă una la 160 de locuitori. Singurii cărora le luați amprentele sunt cei din categoria criminalilor. Și același lucru este valabil pentru Franța, pentru America și pentru toate țările unde este în vigoare sistemul amprentelor digitale. Și faptul că nu există doi criminali cu amprente identice nu dovedește că nu pot exista doi oameni cinstiți cu asemenea amprente. Continuați și dumneavoastră această operă caritabilă? Întrebă Dick. Nu, răspunse Derek. Primul lucru pe care l-am făcut după moartea tatălui meu a fost să adun toate aceste hârțoage nesuferite și să le arunc în foc. După aceasta se întoarse brusc spre Tommy, el întrebă cum petrecuse în cursul voiajului lui cinegetic, pe cine a întâlnit, pe unde a fost. Evident, o parte din locurile pe unde trecuse Tommy erau familiare lui Derek. Își petrecuse exilul într-o regiune situată la câteva mile la sud de brațul sudic al fluviului Tanganyika. Te culci de vreme și te scoli de vreme, căscă el ridicându-se. Așa ajungi milionar. Râse de această glumă, se întoarse să plece, dar reveni solemn pentru a-l bate pe umăr pe Dick. O metodă mai bună însă este să ai un tată cumpătat care să te scutească de oboseală, spuse el. Dick se sculă de vreme în dimineața următoare și a avut noroc. O zări pe infirmieră care avea nu știu ce dificultăți cu căruciorul. Îl traseră împreună sus pe o pantă înclinată, el împingându-l din spate. Acest mic efort se soldă cu o pierdere. Tommy îi dăduse un stilou de aur cu un capac mare lăcuit cu roșu. După plecarea căruciorului observă că nu-l mai are și coborâ spre plajă, căutarea îi fu zadarnică. S-ar fi putut să-i fi căzut din buzunarul hainei pe când se apleca peste cărucior. Când o văzut din nou pe infirmieră, circumstanțele au fost atât de dramatice încât uită să o întrebe de stilou. Era 1:10. Ședea pe o bară, urmărind acel dute vino neîncetat al mașinilor, când văzu în mijlocul străzii ceva ce făcu să-i bată inima nebunește. Dacă rolul mare al lui Walter Derrick s-ar fi ciocnit cu căruciorul galben de infirm, povestea de față nu ar mai fi fost scrisă. Mașina venea zburând de-a lungul falezei, cu o viteză care depășea limitele legale. Zări însă căruciorul pe infirmieră și pe îngrijitor în suficient de scurt timp pentru a putea apăsa pe frână, derapă spre stânga până când roțile se loviră de bordură, sări iarăși înapoi și se întoarse pe jumătate. Într-o clipă, Dick sări în stradă și trase căruciorul spre un loc sigur. Prietene, spuse Dick solemn, ai avut mare noroc, altfel, acum ar fi trebuit să fii în cer. Se întoarse spre infirmieră. Era într-adevăr frumoasă și nu datora nimic uniformei sale. Dacă o femeie nu poate arăta drăguță într-o uniformă de infirmieră, atunci e urâtă de-a binelea, fără putință de scăpare. Ea îi aruncă rapid o privire, recunoscu în el pe bărbatul care o ajutase dimineața să împingă căruciorul și zâmbi. Îngrijitorul cărunt rămase apatic. Infirmul moțăia, învelit în păturile sale voluminoase, nesimțitor la ceea ce se petrecea în jur. Veselă întâmplare, nu-i așa? Puse ea. Avea o voce dulce, dar totuși clară, în care, parcă pentru o clipă, gâlgâi râsul. Nu m-a amuzat peste măsură, răspunse Dick sincer. Vă felicit că aveți simțul umorului. Singura satisfacție pe care ați fi putut-o avea de pe urma tragediei ar fi fost faptul că ați fi fost ucisă. Bineînțeles, nu ați fi aflat-o niciodată, de un om foarte bogat și vesel. Infirmiera își îndreptă privirea peste drum. Walter Derrick vorbea cu un polițist care avea o înfățișare severă și ținea în mână un carnet. Domnul Derrick, nu-i așa? Locuiește la Hotel Metropol. I-am zărit deseori mașina. Gonea cu o viteză teribilă. Tot așa pare să gândească și păzitorul legii, spuse Dick. Tânăra râse. Apaticul îngrijitor nu se clinti. Infirmul continua să moțăie. Și dumneavoastră stați la Metropol, constată ea. Doar ca oaspete al unui alt oaspete, spuse Dick. Punga mea nu-mi permite să-mi duc traiul în metropoluri. Atunci înseamnă că încercați și dumneavoastră gustul vieții protipendadei, zâmbi ea și făcu un semn îngrijitorului. Dick urmări cu privirea plin de regret micul grup care se îndepărta pe faleză. Era încântătoare. Ochii ei limpezi și cenușii, ca un cer de primăvară, începeau să-l obsedeze. Capitolul 2. În seara aceea se întoarse cu gândul la Londra. Tommy pleca spre coasta sudică pentru a-și vizita nenumăratele rubedenii.
Se aștepta mărturisiel resemnat să petreacă 3 săptămâni absolut îngrozitoare. Luă însă măsuri pentru a-și aranja cât mai comod prietenul. Vei sta în London Square în noaptea aceasta. Majordomul meu îngrijește de casă și am telefonat să-ți pregătească o cameră și să te trezească din timp pentru trenul de dimineață. Dacă dorești să folosești una din mașini, bătrâne, consideră-le ca aparținându-ți. Dick ar fi preferat să stea la hotel și chiar își exprimă cu glas tare această preferință, dar Tommy fusese atât de înduioșător de practic și își dăduse atâta silință, mărturisi că detesta telefonul, încât nu a avut inima să-l refuze. Dick fu întâmpinat la coborârea din tren de un majordom îngrijorat care se plânse respectuos că era singurul servitor în casă. Avusese proasta inspirație să trimită chiar în acea dimineață bucătăreasa în concediu, fetele plecaseră acum o zi sau două și el însuși se afla oarecum în încurcătură. În acea după-amiază avusese loc un eveniment interesant în familia lui, care se desfășurase la maternitatea unui spital din Londra. Lui Dick faptul îi trezi un oarecare interes. Nu știa că și majordomii fac copii. Majordomul îi mărturisi că pentru prima dată îi se întâmpla așa ceva, de aceea era firește agitat. Adăugă cu ardoare că va fi și ultima dată. Principalul era acesta. L-ar deranja pe Dick să doarmă în noaptea aceea singur în casă? El, majordomul, putea să se întoarcă foarte devreme să-l trezească, să-i pregătească baia și să-i aducă micul dejun. O, firește, dragul meu, pot chiar să fac singur toate astea sau să iau micul dejun la restaurantul gării, spuse Dick, care acum se gândea mai mult ca oricând că făcuse rău, că nu se mutase la hotel. Îl aștepta o cină rece. După aceea, majordomul, dând semne evidente de nerăbdare, îl conduse la etajul 3, într-o frumoasă cameră de oaspeți, care era așa de mare încât ocupa aproape tot etajul. Avea 3 uși care dădeau într-un balcon de piatră. 2 din ele erau închise cu obloane de fier, din acelea care se trag peste vitrinele magazinelor periferice. Puteau fi ridicate și coborâte, explică majordomul. Închisese obloanele la 2 uși, iar pe a treia o lăsase deschisă pentru cazul când domnul Stens ar fi dorit aer curat. Dar acum, spuse el, se gândea că ar fi fost mai bine să fi deschis unul din celelalte obloane și să-l fi închis pe acesta, deoarece Kinga, care îl susținea, era ruptă și acum oblonul trebuia să rămână deschis toată noaptea. Îi arătă lui Dick unde înțepenise oblonul ca să nu cadă. Va ține dacă nu-l veți atinge, domnule, fură ultimele cuvinte înainte de a ieși. O cameră plăcută cu un pat de tip vechi și cu o mobilă de asemenea veche în stil georgian. Fotolii mari îmbrăcate în creton, câteva gravuri rare pe pereți, era demodată și odihnitoare. Dick își spuse că acum i-ar place să rămână mult timp oaspetele lui Tommy dacă ar putea folosi această cameră de la etajul al treilea. Majordomul lăsase pe masă o cheie mică. În caz că doriți să faceți o scurtă plimbare, domnule, explică el. Mult timp după plecarea majordomului, când Dick era în pijama și halat, strecură în mod mecanic cheia în buzunar. Era o noapte foarte caldă, fără nicio adiere. Chiar și pijamaua subțire îi se lipea de trup. S-ar fi putut lipsi foarte bine de halat, ceea ce și făcu mai târziu, după ce ieși pe balcon, unde se așeză într-un scaun și aprinse o țigară, uitându-se la luminile care clipeau în părculeț și de-a lungul străzii. Se gândea serios să-și scoată patul pe balcon și să doarmă afară. Dar iată că spre sud zări o panglică frântă de lumină și alunecând de-a curmezișul bolții cerești și imediat se auzi și bubuitul tunetelor reverberat de toate clădirile din jur. Acum mergem la culcare, șopti Dick. Abia se ridicase în picioare când tunetul bubui din nou, mai aproape. Lumina din cameră se stinse brusc. Oblonul greu fusese el într-adevăr înțepenit, dar nu destul de bine. Fie datorită reverberației tunetului, fie din vreo altă cauză naturală, micul triunghi de lemn alunecă din locul unde era fixat și oblonul căzu. Timp de o clipă, Dick rămase uluit, apoi izbucni în râs. Era simplu să ridice oblonul atâta cât să se poată strecura pe dedesubt. Se aplecă, pipăi marginea în căutarea unui mâner pe care să-l prindă cu mâna. I se părea că își amintește să fi văzut un astfel de mâner la obloanele magazinelor, dar aici nu găsi nimic. Marginea oblonului se îmbuca exact cu pragul balconului. Cu toată puterea, apăsă pe suprafața ondulată de fier, încercând să o forțeze în sus, dar oblonul nu putea fi mișcat. Deodată simți o picătură mare de ploaie, apoi încă una. Își puse halatul și se uită în stradă. Nu se zărea nimeni. Cu câteva minute înainte se puteau vedea o mulțime de trecători. Văzuse trecând și un polițist, dar acum nu mai zări pe nimeni. Văzu o mașină mare apropiindu-se de colț și oprind, dar era prea departe. Încercă din nou oblonul, dar nu reuși nici de data aceasta. Aventura este sarea vieții. Dar o aventură care îți cere să stai de veche toată noaptea pe un balcon inaccesibil sus deasupra unei străzi din West End și expus furiei unei furtuni, o astfel de aventură nu l-atrăgea. Apoi, la o distanță mică, văzu balustrada unui alt balcon și, aplecându-se, văzu o ușă, fără oblon. Cine locuia alături? Se întrebă el și-și aminti subit. Era casa jovialului Walter Derrick și era goală.
În clipa în care își dădu seama de situație, băgă mâna în buzunarul halatului și dădu de cheie. Ar fi simplu să ajungă în celălalt balcon, să pătrundă în casă, ar putea fi silit chiar să spargă un geam, dar ar putea să dea explicații, s-ar putea scuza și ar plăti daunele. Era ofițer de poliție și deasupra oricărei bănuieli. Trecu un picior îmbrăcat în pijama peste balustrada balconului și privi în jos. De obicei nu era nervos, dar acum pământul părea că se află la o distanță de mulți kilometri, iar la lumina intermitentă a fulgerelor zări rânduri după rânduri de țepi nemiloase de metal, cu vârfurile îndreptate în sus și o porțiune care părea foarte tare și pe care cu siguranță va cădea. Ploaia se revărsa acum în rafale, vântul urla sălbatic în piațetă. Apucă strâns marginea de piatră, întinse prudent un picior și pipăi cu vârful degetelor balconul de alături. Sări, se prinse de balustradă și înainte, ajungând la loc sigur. Erau trei uși și nici una cu oblon. În spatele fiecăreia erau trase rulouri de pânză albe grele. Nu-și putea îngădui să umble delicat. Chiar dacă ar fi avut uneltele necesare, nu ar fi zăbovit pentru a-și deschide drumul tăind geamul. Proptindu-se cu umărul, apăsă. O ușă începu să cedeze, scârțind, iar apoi, cu un pocnet puternic, se deschise. Dădu la o parte ruloul și, pășind în încăpere, pipăi de-a lungul zidului până dădu de un întrerupător și-l întoarse. Nu era un dormitor, ci semăna mai curând cu un birou. Văzu o masă mică de lucru, două corpuri de bibliotecă și o canapea. În șemineu se afla un radiator electric ieftin. Pe pereți erau agățate câteva tablouri vechi, iar în spatele mesei de lucru un calendar mare. Prezența unei mașini de scris pe masă îi arăta că această încăpere era probabil biroul secretarei lui Derrick. Încercă ușa, se deschise cu ușurință. După ce stinse lumina, ieși pe un palier acoperit cu un covor gros. Se putea deplasa cu destulă ușurință, deoarece fulgerele se succedau aproape neîntrerupt. Iar bubuitul tunetelor, care se auzea fără încetare, părea să zdruncine clădirea din temelii. Scara era foarte largă, își amintea acum că era o casă pe colț mult mai mare decât cea a lui Tommy. Ajunse la al doilea palier și acum putea păși cu mai puțină prudență. Ferestrele palierului erau mai mari, cele de la etajul 2 și 1 erau acoperite cu vitralii. În lumina unui fulger văzu frumusețea unui desen și, de asemenea, spectrul palid al unei statuete de marmură apărând albă pentru o clipă în raza lui vizuală și dispărând. Planul lui era simplu, să iasă pe ușa principală și să intre pe ușa casei lui Tommy și apoi să doarmă pe cât îi va permite furtuna. Holul era scufundat în întuneric. Pătrundeau doar reflexele fulgerelor și trebuia să pășească atent. Era un hol vast, pardosit cu mozaic și mobilat cu scrinuri mari, bănui el de ambele părți. Din fericire, lumina care se strecura printr-un orificiu de ventilație îi permitea să se orienteze. Apăsă pe clanță, dar ușa nu se clinti. Încercă din nou, pipăind să găsească zăvorul, dar fără succes. Zâmbi în întuneric, întrebându-se ce ar spune Tommy și ce ar zice Derrick cel jovial și ce soluție i-ar propune Mary Dane cu ochii ei minunați și cu perspicacitatea ei sănătoasă, prietenoasă, pentru a ieși din încurcătură. Era ciudat că se gândea la Mary în acest moment. Își dădu seama cu un sentiment de vinovăție că imaginea ei nu ieșise din minte de când plecase din Brighton, că atunci când se aplecase pe fereastra vagonului în aparență pentru a-și lua rămas bun de la Tommy, fața ei era aceea pe care sperase să o zărească. Pe dibuite căută comutatorul și cu multă greutate îl găsi. O lumină palidă, galbenă, ardea într-o lanternă antică, suspendată de tavanul înalt al holului. Examină broasca și își dădu seama imediat de motivul nedumeririi sale. Ușa fusese încuiată și, fără o cheie, era imposibil de deschis. Dick Stans își scărpină bărbia. Era ud până la piele, halatul lui era o cârpă muiată, din care se scurgea apa, formând un cerc neregulat în jurul lui. Nu avea altă soluție decât să încerce să iasă prin bucătăria de la subsol. Trebuia să existe o intrare de serviciu. Lăsând lumina aprinsă pentru a se putea mișca mai ușor, exploră partea din spate a casei și începu să coboare încet niște trepte înguste. Un miros stătut de mâncare îi călăuzea pașii și, spre surprinderea lui, când ajunse la ultima treaptă, zări un bec care ardea pe un perete. Lumina era slabă, galbenă și prăfuită și părea să fi fost uitată aprinsă de un servitor neglijent. Din sălița în care stătea se deschideau două uși. Cea din fața lui, bănui el, trebuia să ducă cel mai probabil la intrarea de serviciu. Apăsă pe clanță. Făcu doi pași și îngheță. Și aici ardea o lumină. Era evident bucătăria. Masa fusese trasă deoparte și întins cât era de lung, un om zăcea pe jos cu mâinile și picioarele legate. Era legat și la ochi. Numai acest lucru și era suficient să-l uluiască. Însă, aplecată asupra bărbatului întins pe jos și răscolindu-i buzunarele cu o grabă febrilă, stătea o tânără îmbrăcată într-o rochie de seară bleomarin. Pe un scaun alături era aruncat un mantou căptușit cu mătase colorată.
Pe mâinile ei, care intrau și ieșeau din buzunarele celui întins pe jos, zări sclipirea și fulgerele de lumină ale unor inele cu diamante. Tânăra nu l-auzise intrând. El făcu un pas și ea își ridică ochii. Dumnezeule mare, suspină Dick Stans, căci frumoasa fată, a cărei mână se îndreptă într-o clipă spre pistolul de lângă ea, ridicase spre el un obraz ca o viziune a frumuseții, era frumusețea încântătoare a lui Mary Dane. Capitolul 3. Timp de o clipă, ochii li se întâlniră. În ai ei nu se vedea niciun semn de recunoaștere, ci doar groază și teamă. Sunteți Mary Dane, exclamă Dick. Ea nu se mișcă, mâna ei strângea pistolul. Dick făcu un pas și în acel moment toate luminile se stinseră. Un braț îi cuprinse gâtul și futras înapoi. Cineva intrase fără zgomot în bucătărie în spatele lui. Luat prin surprindere, nu putea opune nicio rezistență. Își pierdu echilibrul, se izbi de bărbatul care îl ținea și căzu cât era de lung dincolo de ușă. Aceasta se închise pognind. Auzi cum fu împins zăvorul, un murmur de voci șoptite și când se ridică în picioare și izbi cu pumnii în tăblie, zgomotul unei alte uși trântite. Aruncă o privire în jur. Pe culoar, ceva mai departe, zări o cazma. Folosind-o ca pe o pârghie, atacă ușa și forță până la urmă zăvorul nu prea solid. După cum se așteptase, în bucătărie nu era nimeni, în afară de omul nemișcat întins pe jos. Un curent violent de aer pătrunse în bucătărie. Ușa exterioară, care fusese trântită, se deschisese iarăși și, ieșind în fugă, privirea îi căzu pe o porțiune de curte inundată de apă. Prima lui datorie era să se ocupe de cel legat. Într-unul din sertarele dulapului de bucătărie găsi un cuțit vechi și cu acesta tăie frânghiile cu care era legat prizonierul. Dură destul de mult până când omul putu să povestească coerent ce se întâmplase. Era intendentul și locuia într-o cameră la subsol, în partea din spate a clădirii. În fiecare seară ieșea să facă o plimbare de 10 minute, fără să piardă din vedere casa. Nu văzuse pe nimeni intrând și se întoarse să-și ia cina înainte de a se duce la culcare. Rămășițele cinei mai erau pe masă. Un pahar pe jumătate umplut cu bere, friptură rece și murături și o pâine începută. Își aducea aminte că tocmai își bea berea. Ai turnat-o înainte de a pleca? Omul se gândi, ținându-și în mâini capul care îl durea. Nu era sigur, dar știa că sticla era deschisă. Acum, când începuse să-și adune gândurile învălmășite, își aminti că nu deschisese sticla înainte de a pleca să-și facă plimbarea. Clar, spuse repede Dick, ai fost drogat. Îți lipsește ceva? Te căutau prin buzunare când am intrat. Omul scoase o cutie plată de piele cu chei. Nu, n-au luat nimic. Bărbatul a fost acela care m-a legat. Bărbatul? A fost un bărbat? Intendentul și-l amintea clar. Își revenise în timp ce era legat. Un bărbat cu fața îngustă, cu părul blond, tuns foarte scurt. Își dădu subit seama de ținuta necorespunzătoare a providențialului său vizitator. Viu de alături din casa lordului Wild, spuse detectivul, interpretând corect privirea curioasă pe care i-o aruncase celălalt. Se uită grăbit prin celelalte camere și se întoarse la intendent, care își revenise în suficientă măsură pentru a căuta paharul de bere. Nu-l atinge, spuse Dictăios, lasă-l acolo până sosește poliția. Văd că aveți telefon. Cheamă cel mai apropiat post de poliție și roagă să trimită pe cineva. Substituirea de Edgar Wallace. Pista 2. Ieși din casă. Turna cu găleata, dar era atât de ud încât nu mai conta. Găsi cheia în buzunar, descuie ușa casei lui Wild și 10 minute mai târziu era într-o cadă cu apă fierbinte. Se îmbrăcă, își puse ghetele cele mai solide, un impermeabil și ieși din nou în stradă. Văzu o mașină a poliției trăgând în fața casei lui Derrick. Din ea săriră doi oameni, evident detectiv divizionar. Nu-l zăriră și el așteptă până dispărură. Se mai simțea încă puțin năucit de descoperirea pe care o făcuse, dar datoria lui era clară, să dezvăluie poliției locale toate informațiile în posesia cărora se afla. Care erau aceste informații? Că o fată pe care nu o văzuse decât de 3 ori și cu care vorbise doar o dată, era implicată împreună cu o altă persoană într-o spargere, că această fată se numea Mary Dane. Era de necrezut. Dar activitatea unui polițist constă mai mult din întâmplări incredibile. Putea să parieze pe viața lui că nu se înșelase, putea să parieze însă pe aceeași miză că această fată cu ochii limpezi cenușii era incapabilă de un act criminal. Violența furtunii scăzuse. Cu excepția unor rare bubuituri, zgomotul tunetelor se stingea în depărtare, dar ploaia continua să cadă. Nu și amintea să mai fi văzut vreodată asemenea ploaie. Deodată, nesocotind cu bună știință chemarea datoriei, intră în casă închizând ușa în urma lui. Dacă poliția va voi să-l vadă, știa unde să-l găsească, își spuse Dick. Nu era de datoria lui să se amestece în treburile poliției locale. Foarte probabil, inspectorului divizionar nu i-ar face plăcere apariția lui în acest caz. Tot ceea ce putea spune era că văzuse o fată elegant îmbrăcată, purtând bijuterii, că era foarte drăguță.
Inevitabil va fi întrebat, presupun că nu ați recunoscut-o, domnule inspector. Întrebare firească, deoarece desigur cunoștea, datorită profesiei sale, tot felul de hoți și escroci, bărbați și femei. Cum să răspundă? Analiză cu grijă această problemă și se hotărâ asupra unei formule. Va spune, nu am recunoscut-o ca o persoană cunoscută de poliție. Curios, dar îi era foame. Căutând bucătăria, deschise o ușă, coborâ câteva trepte și se pomeni nu într-o bucătărie, ci într-un garaj. Rămase cu ochii pironiți pe mașina italiană, micuță și rapidă, care se afla cel mai aproape de ușa garajului. Cheia se afla în contact. O răsuci și constată că rezervorul era plin. Era într-adevăr pregătită pentru un drum la țară, undeva în apropiere, de către al doilea șofer al lordului Wild, care profita de absența stăpânului. Dick nu știa aceasta. Deasupra mașinii se vedea mânerul unui scripete. Puteai trage de mâner chiar din mașină și ușile garajului se deschideau. Dick se așeză la volan, ridică brațul și trase. Ușile mari ale garajului se dădură în lături fără zgomot. Afară, ploaia cădea în șuvoaie. Aprinse farurile pentru a se convinge, deși nu era nevoie. În orice caz, Tommy spusese, folosește-te de una din mașinile mele. Iar el nu se simțea prea obosit. Foarte hotărât, porni mașina și ieși în noapte. Simți cum în pragul garajului un drug greu de fier se dă sub mașină. Abia ieși cu mașina că ușile mari reveniră fără zgomot și garajul se închise în spatele lui. Una din născocirile lui Tommy era încântat de efectele apăsării pe butoane sau pe manete. Și iată realitatea dură care îl privea în față pe inspectorul Richard Stens. Se afla în noapte într-o mașină mică, dar puternică. În spatele lui ușile garajului erau închise, în fața lui ușa casei era închisă, iar singura cheie se afla în buzunarul halatului său ud, în baie. Nu era chiar noaptea cea mai potrivită pentru o călătorie de plăcere, dar se justifică înflăcărat față de el însuși. Trebuia să se ducă la Tommy și să-i povestească totul despre această remarcabilă aventură. Totuși nu reușea să se înșele singur. Pornise la drum pentru a se asigura că Mary Dane se afla la Brighton. Intenționase să facă aceasta de la bun început, iar singurul lucru la care nu se gândise era posibilitatea de a folosi una din mașinile lui Tommy. În plus, fugea de întrebări. În momentul acesta, polițiștii băteau probabil la ușa casei lui Tommy Wild, așteptându-l în prag ca să-i pună întrebări. În tot acest timp, Dick mărea mereu distanța între el și scena infracțiunii. Întreaga violență a furtunii, care nu se descărcase decât parțial deasupra Londrei, îl întâmpină după Dorking. Mașina gonea de-a lungul drumului în serpentine. Între dealurile înalte, fulgerele îi sclipeau deasupra capului, iar tunetele acopereau zgomotul motorului. Cu ștergătoarele pendulând nebunește pe parbriz, Dick Stens ajunse la Brighton. Era ora 1:15. La metropolă avea loc un mare bal mascat. Șiruri lungi de mașini erau parcate în fața hotelului, cât putea vedea cu ochii. Un portar îi spuse că lordul era în sala de bal și Dick se îndreptă într-acolo, lăsându-și pe drum impermeabilul ud. Se vedeau cavaleri, inevitabil arlechin și colombine, artiste de circ minunate și artiste de circ care nu erau chiar minunate, odihnindu-se în hol. Când ajunse la intrarea în sală, zări o fată îndreptându-se spre el, tăind pieziș parchetul în momentul acela fără dansatori. Purta o uniformă de infirmieră, iar pe față o mască. Mersul ei îi era însă cunoscut, iar inima începu să-i bată dureros. Atunci, spre uimirea lui, fata ridică mâna într-un gest de salut și cu aceeași mișcare își scoase masca. Te-am căutat peste tot, domnule Stens. Lordul Wild mi-a spus numele dumitale. Nu încăpea nicio îndoială, era Mary Dane. Nu era în stare decât să se holbeze stupefiat la ea. Apoi, recăpătându-și prezența de spirit, bâlbâi, Ai fost aici toată seara? Da, dar dumneata n-ai fost. De ce? De ce voiai să mă vezi? Întrebă el, simțind ce impresie de om prost trebuie să fi făcut. Ea deschise o poșetă care era legată de cordonul lat, alb, al uniformei de infirmieră și scoase un stilou de aur. Dick îl recunoscu într-o clipă. Fie în cursul dimineții, fie atunci când ai sărit nebunește să mă salvezi, l-ai scăpat. L-a găsit îngrijitorul. Am încercat toată seara să te găsesc pentru a ți-l înapoia. Și mi-e îngrozitor de sete și crezi că ai putea să-mi aduci o înghețată? Dick se îndepărtă potignindu-se spre bufet, se întoarse și o găsi așezată într-un fotoliu sub un palmier. Luă farfuria mulțumindu-i cu un zâmbet. Am închipui că probabil gândești că sunt prea ușuratică pentru o infirmieră serioasă. Adevărul este că am venit să te caut după ce l-am predat pe sărmanul domn Comfort în grija infirmierei de noapte. Apoi am aflat că are loc un bal și cineva mi-a împrumutat o mască. Cât e ceasul? El îi spuse, apoi o întrebă. L-ai văzut pe Tommy, nu-i așa? Cine-i Tommy? Oh, lordul Wild. Da, a fost foarte nostim. El nu era prea sigur cine sunt eu și voia să-mi scot masca. E adorabil. E un foarte bun prieten al dumitale, nu-i așa? Și adăugă.
Credeam că ai plecat la Londra." "Într-adevăr plecasem," confirmă el volubil, "dar m-am întors astă seară să-l văd pe Tommy pentru o chestiune destul de urgentă." Faptul că această chestiune îl privea mai îndeaproape pe Walter Derrick nu-i venise în minte până în acel moment și îi puse o întrebare. Ea scutură din cap. "Domnul Derrick? Cel care a încercat să mă calce astăzi cu mașina? Nu, nu l-am văzut. E probabil pe aici, pe undeva, deghizat în destinul implacabil." Amândoi izbuniră în râs. Puțin mai târziu, fata îi dădu farfuria și plecară împreună să caute mantoul ei, el oferindu-se apoi să o conducă acasă. Simți o bucurie copilărească când îi acceptă propunerea și ieși în căutarea mașinii lui Tommy. Când se întoarse, o găsi așteptându-l sub portal. Ea și Cornford locuiau într-o casă mică la marginea localității Hove, îi spuse Mary. Domnului Cornford nu-i plăceau pensiunile. După ce-i comunică toate acestea, se așternu o scurtă tăcere, iar apoi pe neașteptate Mary spuse. De ce m-ai întrebat dacă am fost la bal toată seara? De fapt n-am fost. Nu am venit decât pe la ora 11. Păreai atât de sever, mai bine zis, ca un judecător când m-ai zărit, încât credeam că ai să mă arestezi imediat. Ești detectiv. Lordul Will mi-a spus totul despre dumneata. El îți spune curcanul. În timp ce Dick căuta o scuză, ea i-a făcut semn. Iată casa dincolo de felinarul de pe stânga. Mulțumesc. Opri mașina în fața unei vile mici. O lumină ardea într-una din camerele de la etaj. Era probabil dormitorul pacientului, domnul Cornford. Îți mulțumesc mult, spuse ea și dispăru. O zări înaintând pe aleea grădinii, oprindu-se în fața ușii și era evident că sună, fiindcă după câteva clipe, ușa a fost deschisă de infirmiera de noapte, închizându-se în urma ei. Dick întoarse mașina și se înapoi la metropol pentru a-l găsi pe Tommy Wild. A avut satisfacția să împuște doi iepuri deodată, căci Tommy, într-un costum absurd de toreador, povestea ceea ce era evident o glumă foarte bună unui arlechin înalt și voinic. Foarte bună, băiete, foarte bună! Dick zâmbi și se gândi cât de vesel va suna ceea ce avea el să-i spună lui Derrick. Tommy rămase cu gura căscată la apariția neașteptată a prietenului său. Cerule, exclamă el cu o voce pițigăiată, nu ești în Scoția? Dick îi conduse pe cei doi într-un colț liniștit și le povesti tot ceea ce se întâmplase în noaptea aceea. Dintr-un motiv care îi se păru suficient de întemeiat pentru el însuși, nu le dezvălui asemănarea uluitoare cu Mary Dane, a femeii pe care o descoperise în subsolul casei lui Derrick. Este lucrul cel mai uimitor care s-a întâmplat vreodată, bătrâne dragă, spuse Tommy. Niciodată de când sunt nu am mai auzit așa ceva. Domnul Derrick, cel voinic, deveni grav. Nu este pentru prima dată. Au mai încercat acum 3 sau 4 luni să pătrundă în casa mea, spuse el, deși numai Dumnezeu știe ce se așteptau să găsească. Nu țin în casă niciun fel de obiecte de valoare, iar argintăria mea cu siguranță nu merită atâta osteneală. Larkin a fost rănit? Larkin? Acesta este numele intendentului dumitale? Nu, n-a fost rănit deloc. Nu știu însă cum își va simți capul dimineață. Este clar că a fost puternic drogat. Spui că ai văzut femeia? Întrebă Derrick. Ai recunoaște-o dacă ai întâlnit-o din nou? Am zărit-o doar câteva secunde, apoi lumina s-a stins. Este foarte dificil să identifici o persoană, mai ales o femeie. Nu sunt nici măcar sigur că i-aș recunoaște rochia, deși era una costisitoare. N-ai văzut nicio mașină în fața casei? Dintr-un motiv de neînțeles, Dick uitase de mașina care se oprise la colțul străzii în momentul izbucnirii furtunii. Da, am văzut o mașină, dar nu am văzut pe nimeni urcându-se sau coborând din ea. Nici nu sunt prea sigur dacă staționa chiar pe strada asta. Făcu un efort să-și amintească. Când ajunsese pe ultima treaptă, se întorsese spre stânga în direcția casei lui Wild. Nici nu se gândise că ar fi putut să zărească o urmă a fugarilor care ar fi avut suficient timp să dispară până să iasă el din casă. Era probabil totuși că fugiseră cu mașina. Ai dușmani? Întrebă el. De niciun fel. Dacă ar fi fost vorba de sărmanul meu tată, aș înțelege foarte bine motivul pentru care un număr destul de mare de oameni ar fi dorit să pună mâna pe bunurile lui pământești, dar nu am avut nici cea mai mică dificultate cu cei câțiva chiriași ai mei și este foarte puțin probabil. Nu. Clătină din cap. La ce te gândești? Întrebă Dick repede. Dar Walter Derrick nu încercă să dea o explicație. Trebuie să mă întorc în Lawn Square. Pot să te duc chiar acum, spuse Tommy, plin de nerăbdare. Mergem cu mașina ta, îl întrerupse Dick. Dar aș vrea să o conducă un șofer. Mă gândesc cumva că noaptea asta nu e cu noroc pentru mine. Îl găsiră pe șoferul lui Tommy, care din fericire se culcase devreme în seara aceea și, pe la ora 2:30, lordul Will și vecinul său, dezbrăcați de costumele de bal mascat și îmbrăcați în hainele civilizației, își ocupară locurile în mașină. Drumul spre Londra părea interminabil. Mijeau zorile când, stropit de noroi, Rolls-ul trase în fața casei lui Derrick. După cum se așteptase Dick, un polițist stătea de veghe în fața ușii. Fu întrucâtva necomunicativ până când inspectorul Stens îi se prezentă. Cazul, spuse el, fusese preluat de un detectiv sergent și un detectiv, dar aceștia plecaseră de mult.
Derrick intră folosindu-se de o cheie, iar cei doi îl urmară. Îl găsiră pe intendent, treaz și îmbrăcat. Deși nu era nervos, mărturisi că îi fusese imposibil să se mai culce în noaptea aceea. Împreună, cei trei bărbați făcură un tur al casei. Urcând scările, Dick le explică împrejurările în care pătrunsese prin efracție în casa lui Derrick. Iar geamul spart al balconului de la etajul 3 fusese probabil considerat de polițiști ca o dovadă a faptului că pe acolo s-a intrat. Când ajunseră iarăși jos, intendentul își aminti de ceva ce uitase să le spună. Poliția a găsit o amprentă pe paharul de bere. Au luat paharul la Scotland Yard pentru a o fotografia, spuse el. Acest fapt era deosebit de interesant pentru cel puțin unul din cei trei. Era plină zi când Lordul Wild deschise ușa casei sale, urmat în hol de un Dick obosit. Ți-a rămas timp să faci o baie bună, să iei micul dejun, iar de dormit vei putea dormi în tren, spuse Tommy. Dacă vrei să știi, bătrâne, îmi pare rău că pleci. Nu plec, spuse Dick liniștit. Aceasta este o chestiune care cred că merită puțină atenție. Voi raporta la Scotland Yard în dimineața aceasta și dacă am noroc, voi obține să mi se încredințeze mie acest caz. Își luă pendelete micul dejun și, la cea mai de dimineață oră, telefonă adjunctului prefectului, al cărui oaspete urma să fie, explicându-i de ce ar prefera să-și petreacă vacanța la Londra. Gazda lui era un polițist prea pasionat pentru a obiecta împotriva acestei schimbări de plan. La ora 10, Dick plecă la Scotland Yard. Îl chestionă pe comisar și pe inspector și obținu să-i se încredințeze cazul. Să știi că e un caz interesant, Stens, îi spuse inspectorul Buck. Mai interesant decât îți închipui. Dick îl privi cu mirare. Evident, pentru el cazul era interesant, dar pentru ceilalți... Acum 9 ani, spuse Bark foarte rar, casierul companiei textile a fost împușcat de un motociclist care l-a jefuit de aproape 1000 de lire. Îți amintești? Am citit despre acest caz. Tocmai intrasem în poliție. Nu am reușit să-l prindem, spuse Bark privindu-l gânditor. Singurul indiciu pe care îl aveam era o amprentă foarte clară a degetului gros pe patul pistolului. Ții minte? Îmi amintesc foarte bine. Am văzut această amprentă de nenumărate ori. A fost chiar folosită ca ilustrație la memoriile regretatului prefect al poliției. Regretații prefecți nu ar trebui să-și scrie memorii, mărâi Buck. Dar fii atent la ce-ți spun eu, Stens. Acum 10 ani, un om este împușcat cu sânge rece, jefuit de 1000 de lire, iar asasinul reușește să scape fără să lase nicio urmă, cu excepția unei amprente a degetului mare necunoscută pe un mâner de pistol. Da, am fost foarte atent, spuse Dick, întrebându-se ce va urma. Buck deschise un sertar, scoase o fotografie. Uită-te la ea, spuse el. E interesantă, este amprenta asasinului din slag și a fost găsită aseară pe paharul de bere din casa lui Derrick. Capitolul 4. Dick se uită la amprentă, nevenindu-i să-și creadă ochilor. Asasinul din slag era unul din acele cazuri clasice în care un necunoscut comite un asasinat în plină zi, scapă, lasă o amprentă, nu este arestat și dispare ca și când l-ar fi înghițit pământul. La câte sute, la câte mii de noi criminali căzuți în mâna poliției, nu li se luase amprenta degetului mare fiind apoi comparată cu cea de pe pistol. El însuși studiase amprenta, fiecare volută, fiecare depresiune putea aproape să o deseneze din memorie. Toată povestea asta este destul de misterioasă, nu-i așa? Pentru că... Așa deodată, de ce să fi pătruns în casa lui Derrick? Până și tablourile de pe pereți nu valorează cu mult mai mult decât ramele lor. Și totuși este a doua tentativă. A treia, îl corectă Buck. Mai este una de care nu știe Derrick. Știi ce cred? Stai jos. Inspectorul Buck îi plăcea să-și vadă asistența stând jos. Bătrânul Derrick, tatăl lui Walter Derrick, avea o pasiune. Am auzit, spuse Dick, și foarte bizar, fiul lui mi-a vorbit despre aceasta tocmai ieri. Despre amprente? Dick dădu din cap afirmativ. Cred că adunase mii de amprente, spuse Buck. Ne obișnuisem să-i spunem ofițerul arhivar amator. Urmărea să găsească două amprente digitale absolut identice și să răstoarne întregul nostru sistem de organizare. Deși era, din câte am auzit, cel mai zgârcit om, se spune că își ținea toată casa aceea a lui, cât e de mare, cu 10 lire pe săptămână, cheltuia oricât ca să colecționeze amprente. Era la fel de fanatic ca un om suferind de mania filateliei. Plătea chiar colecționari în mari întreprinderi să-i trimită amprente. Singura lui bucurie în viață era să stea plecat asupra lor zi și noapte, comparând, măsurând și clasificând. Trebuie să recunosc, cunoștea această problemă chiar mai bine decât oamenii noștri de la Scotland Yard, sau în orice caz, tot atât de bine. Dacă nu i-ar fi slăbit vederea, până la urmă s-ar fi putut să facă și vreo descoperire. Se uită la Dick cu o privire lungă și gravă, iar acesta își cunoștea șeful suficient de bine pentru a rămâne tăcut. Să spun care e teoria mea, spuse Buck în cele din urmă. Cred că, tot colecționând, a dat din întâmplare peste amprenta asasinului din slag.
Dar colecția a fost distrusă, spuse Dick. Crezi? Buck era evident sceptic. Știu că imediat ce Walter Derrick s-a întors acasă, a început să strângă colecția. Era legată în volume, așezate pe un perete întreg. Știu, pentru că l-am văzut. După moartea bătrânului, Walter a trimis pe cineva la Scotland Yard ca să întrebe dacă am fi dispuși să le preluăm. Dar noi nu avem de-a face cu oameni care respectă legea, așa că i-am respins oferta. Ele au fost distruse ulterior, dar au fost oare toate distruse? Această pasăre care se ivește când și când în casa lui Derrick nu știe despre distrugerea colecției nici mai mult, nici mai puțin decât noi. De ce altminteri și-ar asuma osteneala și riscul cheltuind și bani? El sau ea caută o amprentă. De două ori au fost acolo. Odată au avut întreaga casă la dispoziție, asta s-a întâmplat când Derrick se afla la Monte Carlo, de aceea l-a și instalat pe intendent și niciodată nu au furat ceva de valoare. Fiule, prinde pe această doamnă și pe acest domn și îl vei găsi pe cel care a ucis pe casierul din Slag. Dick abordă acest caz așa cum abordase 10 de alte cazuri, uitând tot ceea ce știa în privința lui. Unele lucruri erau însă greu de uitat. Din fericire, infirmiera cu ochi cenușii nu mai era bănuită. Dar nu o va mai vedea niciodată. Tommy părea să fie însă mai norocos. O văzuse la Little Hampton, citind sub unul din umbrarele de pe faleză, în timp ce Comfort dormea, iar îngrijitorul umil îmbrăcat și neras fuma pe ascuns în spatele umbrarului, după ce împiedicase cu pietre roțile căruciorului. Toate acestea Tommy îi le povesti într-o scrisoare. Firește, bătrâne, scria el, am sărit din mașină și am salutat-o. A fost cât se poate de amabilă și a întrebat de tine. Apoi bătrânul domn s-a trezit și a turnat vreo două bancuri bune despre vreme, pe care cred că le mai auzisem. I-am spus aceasta după ce el a adormit din nou și ea s-a amuzat extraordinar. Tommy își continua voiajul spre Petworth sau pe undeva pe lângă Petworth, unde avea niște rude înfiorători de plictisitoare care locuiau într-un fel de castel înconjurat cu un șanț cu apă. Îngrozitor de umed și teribil de deprimant pe vremea rea, dar mătușa Marta, draga de ea, se putea prăpădi de la o zi la alta și în vremurile de azi, bătrâne, nu-ți poți permite să dai cu piciorul șansei de a câștiga cinstit un bănuț. Dick citi scrisoarea la Scotland Yard, invidiindu-l pe acest celibatar vântură lume care avea atâtea posibilități de a întâlni infirmiera cu ochi cenușii chiar și la Little Hampton. De ce n-a rămas Tommy la Little Hampton, gândi el enervat. Nu încăpea nicio îndoială că amprenta găsită pe paharul de bere al intendentului era identică cu cea găsită în urmă cu 9 ani pe un mâner de pistol. Din fișele Scotland Yardului, oameni plini de răbdare extrăgeau fiecare amănunt despre asasinatul din Slag, începând să alcătuiască un dosar. Pentru a-l aduce la zi, nu era nevoie de prea multă ingeniozitate, însă după ce terminară, nu știau cu nimic mai mult despre acest asasinat decât se știuse cu 9 ani în urmă. Într-o dimineață, Dick primi o invitație la un dejun din partea lui Walter Derrick la clubul acestuia cu următorul post-scriptum. În legătură cu amprenta aceea găsită pe pahar, voiam să te întreb dacă ți-a fost de vreun folos. Nu avea deloc intenția să-i povestească lui Derrick despre formidabila coincidență. Nu este menirea poliției să strânească o alarmă inutilă în sufletele cetățenilor nevinovați. Nu era deloc sigur că teoria inspectorului Bark era justă și primul pas pe care intenționa să-l facă acum când i se încredințase cazul era să afle tot ce era cu putință despre actorii cunoscuți ai acestei mici drame. Poziția lui Derrick apărea foarte clară. Era un om foarte bogat și era cât se poate de probabil să dețină niște bunuri mobile care să merite eforturile unui spărgător. Averea bătrânului Derrick fusese investită în mare măsură în bunuri imobiliare, astfel că Dick își opri alegerea asupra uneia din cele mai importante agenții din City și, printr-un mare noroc, alese exact firma de la care putea obține unele informații. Asociatul pe care îl vizită avea multe de povestit despre zgârcitul părinte al lui Walter. Cel mai deștept diavol bătrân care s-a îndeletnicit vreodată cu cumpărarea de terenuri, fu verdictul acestuia. Avea instinctul valorii. A început ca zidar și, după trecerea anilor, obișnuia să-și facă tot singur reparațiile necesare la clădirile care îi aparțineau. În mânuirea mistriei se putea lua la întrecere cu cel mai bun zidar, iar tatăl meu mi-a povestit că l-a văzut odată învelind cu țiglă un acoperiș al unei căsuțe din sudul Londrei, al cărei proprietar era. A lăsat multe proprietăți? Întrebă Dick. N-a fost el asemenea tip de om, fu răspunsul categoric. Era o pasăre prea șireată. Știa exact momentul când valorile atingeau punctul culminant și atunci vindea. Cu circa 18 luni înainte de a muri, am vândut pentru el 4 proprietăți a căror valoare brută a fost de 800.000 de lire. Îmi amintesc precis, fiindcă s-a născut o discuție în legătură cu comisionul.
A mai vândut un bloc, două clădiri pentru birouri în City prin firma Hater cu 150.000 de lire în același timp. Era ciudat, bătrânul diavol insista invariabil să fie plătit în numerar. Nu accepta niciun cec. Am avut satisfacția să-l văd coborând pe King Victoria Street cu o mapă conținând peste o jumătate de milion de lire în bancnote. După câte știu eu, nu a investit niciodată un ban în altceva. Poate a cumpărat alte proprietăți. Nu, dar era pe punctul de a o face. Scurt timp înainte de a muri, prețurile erau din nou în creștere, iar eu începusem personal negocieri cu el pentru cumpărarea unui mare bloc de clădiri în City, în valoare de 412.000 lire. Desigur, pe atunci era mai mult sau mai puțin imobilizat în pat, dar mintea îi rămăsese la fel de ascuțită ca înainte. Un astfel de om trebuie să-și fi făcut dușmani, sugeră Dick, dar părerea lui fu respinsă. Toți oamenii de afaceri își creează dușmani, dar nu cred ca bătrânul să fi stârnit prea multă animozitate. Până și agenților imobiliari cu care se tocmea până la ultimul bănuț, nu le era realmente antipatic. Singurul lucru pe care nu a vrut să-l vândă niciodată a fost casa lui din Lowndes Square și știu întâmplător că avusese unele oferte foarte bune pentru ea, chiar în perioada scăderii prețurilor imobiliare, oferte despre care îmi imaginam că va sări să le accepte. Presupun însă că de această casă îl lega un interes de natură sentimentală. El însuși a construit-o sau a reconstruit-o și nu voia să audă nici măcar de cele mai avantajoase oferte. Clubul căruia îi aparținea Walter Derrick se afla situat într-o clădire mare și frumoasă în Pall Mall și era consacrat automobiliștilor. Dick îl găsi așteptând în holul plin de animație și fu întâmpinat cu acel zâmbet vesel pe care domnul Derrick îl oferea tuturor, fără excepție, căci era un om foarte prietenos. Afurisită asta de spargere, a început să-mi calce pe nervi, spuse el împingându-l ușurel pe Dick spre restaurantul aglomerat. Noaptea trecută n-am putut dormi. Apropo, dobitocului ăstuia de intendent al meu începe să-i revină memoria. Afirmă că fata era frumoasă ca o cadră. Asta e partea cea mai neplăcută a situației de celibatar bogat. Pur mâna pe tine, chiar dacă pentru aceasta trebuie să-ți pătrund prin efracție în casă. Râse de această glumă, dar deveni mai serios când începu să vorbească despre inconvenientele la care era supus. Pleca la țară în seara aceea, spuse el, lăsând o pază dublă la casa din oraș. Tot nu știu ce caută oamenii aceia, continuă el. Dacă aceasta s-ar fi întâmplat pe vremea când trăia tata, aș fi putut înțelege. Sărmanul bătrân își păstra toți banii sub pat într-o casetă de oțel, căuta pe cât posibil să nu aibă niciodată de-a face cu bancherii. Am găsit-o acolo, sau mai bine zis, infirmiera a găsit-o, 412.000 lire în bancnote. Dick ridică deodată privirea. Cât ai spus? Domnul Derrick repetă. Dar asta nu a fost tot ce ai moștenit, nu? În ochii lui Walter Derrick se ivi o sclipire. Mi se pare o sumă frumușică, spuse el. De fapt, atât am moștenit. Oamenii cred că sunt milionar, eu unul însă mă și simt milionar și tot astfel te vei simți și dumneata când vei dispune de 400.000 de lire. În mintea lui Dick Stans început să se facă lumină. Dar n-ai încercat să afli dacă a mai avut și alți bani? Întrebă el. Avocatul lui nu ți-a... Bătrânul nu s-a folosit niciodată de un avocat, spuse Derrick. Și apoi curios. De ce ești atât de intrigat de asta, domnule Stans? Avea unele proprietăți imobiliare, dar fără prea mare valoare. Cele 412.000 lire au fost tot ce am moștenit. Vrei să spui că dumneata sau avocatul dumitale nu ați făcut niciun fel de cercetări pe lângă oamenii cu care avea de-a face, agenții lui imobiliari, că nu ai găsit niciun fel de chitanțe sau hârtii privitoare la afacerile lui? Nimic, spuse Walter încet. Unde vrei să ajungi, Stans? Îți spun imediat, replică Dick, dar răspundem dumneata mai întâi. Tatăl dumitale a murit subit... Sau a fost bolnav mai mult timp? A murit destul de subit, avea sănătatea șubredă, dar moartea lui a survenit pe neașteptate. Și acum, care e misterul? Pentru Dick nu mai exista acum niciun mister, după cum explică el. Banii pe care i-ai găsit sub pat reprezentau suma necesară achiziționării unui imobil, achiziționare pe care o negocia înainte de a muri. Știu că numai de la o singură firmă a primit 800.000 de lire. De la alta 150.000 și probabil, dacă i-ai vizitat pe toți agenții imobiliari din Londra, ai descoperit că a efectuat vânzări de 1.000.000 de lire în anul dinaintea morții lui. Prin urmare, banii pe care i-ai descoperit sub pat nu erau decât o parte din averea lui reală și, deoarece se pare că avea obiceiul să-și păstreze această avere în numerar, este cât se poate de clar că restul este ascuns undeva în casa dumitale. Walter se uita la el cu o privire fixă, pălise puțin. Crezi desigur că sunt un prost pentru că nu am făcut aceste cercetări? Spuse el, și probabil că și sunt. Dar, te rog, Stans, spune-mi tot ce știi și-ți promit că în cazul în care, prin intermediul dumitale, voi intra în posesia întregii mele averi, nu voi uita ceea ce-ți datorez.
Propun să ne întoarcem la dumneata acasă și să căutăm foarte temeinic. Acolo trebuie să existe undeva o ascunzătoare pe care nu o știa nimeni în afară de tatăl dumitale. Aceasta este cu atât mai probabil cu cât, după cum am aflat, el era constructor și a modificat probabil planurile arhitectului. În timp ce vorbea, observă că Walter Derrick deschise gura pentru a pune o întrebare. Cuvintele rămaseră însă nerostite, dar Stans știa care sunt și de aceea rămase oarecum mirat. Își termină repede dejunul, iar Derrick îl conduse cu mașina înapoi în London Square. Dick examină în prealabil clădirea la lumina zilei. Era mai mare decât toate celelalte din această piață. Era o clădire urâtă, ceea ce îi dădea temei să creadă că bătrânul Derrick nu numai că îl asistase pe arhitect modificându-i planurile, dar că fusese principalul vinovat pentru adăugirile inestetice care i-au fost aduse. Remarcă în primul rând asemănarea clădirii cu fațada ei de cărămidă albă smălțuită cu o instituție publică. Deschizând ușa, domnul Derrick îl găsi pe vigilentul intendent în vestibul. Am primit mesajul dumneavoastră, domnule. Mesajul meu? Ce mesaj? Ați telefonat să mă anunțați că va veni cineva astă seară, ca să măsoare camerele pentru covoarele cele noi. Derrick și Dick Stans se uitară unul la celălalt. Bine, spuse Derrick încet. Îi făcu semn detectivului să-l urmeze în salonul de la etajul întâi și închise ușa. Nu am dat nicio asemenea dispoziție prin telefon, spuse el. Proiectam să plec azi după amiază la proprietatea mea din Godalming, așa cum ți-am spus, și nu intenționam de fel să mă întorc în London Square. E un truc destul de stângaci pentru că Larkin putea lesne să dea de mine prin telefon. Prea stângaci pentru a fi adevărat, spuse Dick. E ca și când bandiții ar dori să fii acasă astă seară. În locul dumitale le-aș satisface dorința. Voi fi și eu aici. Derrick părea tulburat. Nu pot să înțeleg, nu înțeleg, spuse el vehement. De ce naiba mă săcâie? În toată treaba asta e ceva care mă scoate din fire. Care sunt dedesubturile? De ce să... Se opri subit și își încruntă sprâncenele. Nu, nu, mă depășește. Dar apoi, scuturându-se deodată de indispoziția care îl copleșise, își recăpătă din nou buna dispoziție caracteristică. Hai să găsim comoara, spuse el. Trecură din cameră în cameră, trăgând deoparte covoarele, examinând și ciocănind pereții, deschizând dulapuri la care nu se umblase, după cum zicea Walter, de la moartea tatălui său. Casa avea trăinicia unei fortărețe. Pereții erau groși și Walter Derrick explică de unde venea slăbiciunea tatălui său pentru trăinicie. Pe când era copil, locuise într-o casă veche care se prăbușise în mijlocul nopții și puțin a lipsit să-și piardă viața. Substituirea de Edgar Wallace. Pista 3. Majoritatea încăperilor erau astfel proporționate încât erau de-a dreptul urâte. Peste tot se făcea simțită prezența arhitectului amator. Scări ciudate care păreau puse acolo ca și când constructorului îi venise ideea după terminarea clădirii. Ferestre inaccesibile care trebuie să fie exasperat o întreagă generație de servitori. Fațada nu era chiar urâtă. Domnul Derrick cel bătrân respectase în linii mari arhitectura generală a piațetei. Fiecare etaj avea un balcon de piatră care continua fără întrerupere pe toată lățimea celor două fațade ale clădirii. Timp de două ore scormoniră, examinară și ciocăniră, dar fără rezultat. În cele din urmă ajunseră în camera în care pătrunsese Dick în noaptea aceea furtunoasă și acolo Derrick descuie un dulap. Iată ceva care o să te intereseze, spuse el. Se aplecă și scoase o casetă de fier prăfuită. Era foarte grea. Cheia mai era încă îmbroască. Aceasta e caseta în care am găsit banii și câteva fleacuri fără prea mare valoare. Dick abia reuși să ridice caseta și să o așeze printr-o mișcare pendulatorie pe o masă. Era din oțel compact, adâncă și largă. Deschise capacul și zări în interiorul ei un instrument curios din alamă care semăna cu o seringă. Avea două mânere curbe și chiar în capătul pistonului un alt mâner care părea un pat de pistol. De celălalt capăt era fixată o ventuză mare de cauciuc roșu. Ce este această armă fricoșătoare?" întrebă el, examinând-o plin de curiozitate. N-am reușit niciodată să aflu." Era solid construită și grea. Cilindrul de alamă era scurt, cu un diametru de aproximativ 18 cm. Din ambele capete ale acestuia ieșea câte un mâner puternic de alamă, lung de peste 10 cm. Suci instrumentul pe toate părțile, intrigat, și deodată își dădu seama ce era. Umezind marginea ventuzei de cauciuc, o apăsă pe suprafața lucioasă a casetei de oțel și trase capătul pistonului. Se auzi un clic și pistonul înțepeni. Apucând cele două mânere, ridică caseta de pe masă. După cum își imaginase, era o mică pompă de vid. Nu fu în stare să dezlipească ventuza de cauciuc de pe suprafața casetei decât după ce găsi
arcul care elibera mânerul în formă de pat de pistol și îi permitea să revină la loc. Unde era asta? În interiorul casetei cu bani, cred că deasupra banilor. Dick puse la loc pompa în casetă și închise capacul. Mai târziu, în aceeași după-amiază, vizită un fost constructor, acum pensionar, și îi puse câteva întrebări. Un bătrân, a cărui memorie nu mai funcționa la perfecție, dar care își amintea foarte bine de contractul său cu Derrick, tatăl, pentru construirea casei. În cursul lucrărilor, își aduse el aminte, fusese adus un safe lung și îngust, dar unde fusese instalat, nu știa. Bătrânul Derrick, după cum bănuise Dick, punea și el mâna la construit și, spre indignarea vecinilor, își petrecea până și duminicile pe șantier, îmbrăcat într-un costum vechi și mânuind mistria. Mai mult încă, oprise toată activitatea timp de 3 luni și adusese muncitori negri. Bătrânul constructor credea că erau mauri, căci singurul concediu pe care și-l permitea domnul Derrick era câte o lună la Tanger, în perioadele când viața era ieftină și se putea ajunge pe coasta nordică a Africii, pe un vas care transporta fructe, cu o taxă de câteva lire. Capitolul 5. Nu te puteai bizui în întregime pe memoria lui în privința esențialului, dar la sfârșit își aminti de un amănunt intervenit recent și povestindu-l îi stârni lui Dick o vie curiozitate, dar și neliniște. E curios, croncăni bătrânul, întinzind o mână fără vlagă ca să-și ia la revedere, că tot felul de oameni se interesează de casa asta. Acum o zi sau două a venit o domnișoară frumoasă ca o floare, era o splendoare de fată. Spunea că scrie o carte despre case și voia să știe dacă am niscaiva planuri vechi. Și firește a adus vorba despre casa asta veche a domnului Derrick. Cum arăta? Întrebă Dick. Înaltă sau scundă, plină? Acum nu îmi mai aduc aminte nimic decât că avea ochi foarte frumoși, un fel de albastru cenușiu exact ca nepoată mea și niște gene lungi, negre. Dick își dădu seama că descria ochii lui Mary Dane sau ai dublurii ei. Considera că sosise momentul să recunoască cu tact că era ofițer de poliție. Detectiv, asta ești? Ei bine, nu pot să spun mai mult decât ți-am spus. Voia să știe unde putea să-l găsească pe arhitect și i-am dat adresa. A scris-o chiar pe masa asta, arătă el cu un deget tremurând. La început nu reușea să-și găsească stiloul, dar până la urmă a dat de el în poșetă un stilou de aur cu capac lăcuit și o piatră mare roșie la capăt. Dick rămase cu gura căscață. Era descrierea stiloului pe care îl pierduse el și fusese restituit de infirmiera Mary Dane. Bărbatul care ieși în seara aceea de la Scotland Yard era un bărbat cuprins de o dureroasă nedumerire. Era ora 11:30 și de îndată ce ieși din Strand, străbătu o zonă relativ pustie până ajunse în Holborn și apoi pătrunse în tăcerea și pustietatea cartierului Bloomsbury. Era puțin agasat de faptul că își părăsise atât de precipitat apartamentul când interesul lui fu trezit de una din acele mici întâmplări neplăcute atât de frecvente într-un mare oraș. O femeie mergea înaintea lui, la o distanță atât de mare, încât nu putea fi absolut sigur că era totuși o femeie și nu un bărbat. Continuându-și drumul, o ajunse treptat din urmă, deși nu-și dădu de fel seama de acest lucru. Agresorul trebuia să fi venit din direcția opusă. Dick nu-l zări decât după ce a auzit țipătul și văzut doi oameni luptându-se, iuți pasul și ajunse în dreptul lor în clipa în care, scăpând din mâinile bărbatului, fata se întoarse pentru a o lua la goană. Se izbi de detectiv și aproape că îl răsturnă. După o altă clipă, bărbatul o prinse de braț. Era foarte înalt, mai înalt decât Dick Stans. Avea o voce groasă de om beat și vorbea foarte tare. Hei, vino aici! Inspectorul Stans îl prinse cu o mișcare de profesionist, îl răsuci și îl lipi de grilajul grădinii care ocupa mijlocul pieței. Deodată însă o auzi pe fată exclamând, speriată și întorcând capul, se pomeni holbându-se prostește la Mary Dane. Era îmbrăcată într-un taior blămarin și probabil că nu ar fi recunoscut-o cu pălăria ei mică strânsă pe cap. Oh, domnule Stans, te rog, scapă-mă de omul acesta. Lunganul deveni agresiv, gata să facă scandal împotriva unei intervenții neprovocate. Ce vrei, domnule? Vorbea și mai tare și mai răgușit. Ce, n-am voie să stau de vorbă cu o domnișoară? O veche prietenă de-a mea din Cape Town? Își agită degetul de bețiv în obrazul fetei. Credeai că nu o să te cunosc, ai? Lordy are memorie bună? Nu uită niciodată pe cineva care i-a făcut odată figura și... Gesturile ofițerului de poliție au fost precise. Dick Stans îl zvârli din nou, fără niciun efort, în gardul de fier. Omul acesta s-a legat de dumneata? Nu, cred că m-a confundat cu cineva. Pe dracu, te confund, exclamă străinul. Numele dumitale e Mary de Villiers. Dar dumneata cine ești, domnule? Aș vrea să știu. Se întoarse el subit spre Dick. Eu sunt inspectorul Stans de la Scotland Yard, răspunse Dick.
Și la aceste cuvinte lunganul se făcu deodată mai mic. Vocea i-a scăzut devenind un fel de văicăreală lingușitoare. Nu supăr pe nimeni, domnule inspector. Poate că am făcut o greșeală cu domnișoara. De fapt, să vă spun drept, am dat pe gât vreo câteva păhărele. Ia să te vedem mai bine, spuse Dick apucându-l strâns de braț. Primul lucru care îi sări în ochi lui Dick fu capul extraordinar de îngust al individului. Fața lungă, bronzată, un nas mobil, ochii mici rotunzi, înfundați în orbite, o mustață mică, zbârlită, se întipăriră instantaneu în memoria lui Dick. Ia regulă, domnule, mă cheamă Lordy Brown. Am debarcat sâmbătă de pe Glemis Castle. Domnișoara știe, sau poate că nu știe. Apoi, spre surprinderea lui Dick, începu să vorbească deodată repede într-o limbă pe care detectivul nu o înțelegea. Crezu mai întâi că este germană, apoi își dădu seama că e olandeză. Nu înțeleg ce spui. Dumneata înțelegi? Întrebă întorcându-se spre fata care asculta atentă, dându-se înapoi cu un pas. Bănuiesc că încearcă să-mi spună mie ceva, răspunse ea. Dumneavoastră, domnișoară, spuse Lordy Brown aproape umil. De ce să vă vorbesc dumneavoastră? V-am făcut azi destule neplăceri. Sunt un om de omenie, îmi cer scuze. N-am debarcat decât sâmbătă. Am un prieten bun aici, domnule inspector. M-am dus la el, dar nu era acasă. Tip cum se cade. L-am cunoscut cu ani în urmă, pe când locuia într-un cort murdar și vechi în Tanganyika. O să-l primească pe Lordy. Milionar, asta e tipul. S-a certat cu bătrânul lui și a șters-o în Africa, dar e un tip de treabă, Walter Derrick. Cunoști cât de cât Londra? Întrebă Dick. Știi unde este? Menționa o cafenea în apropiere de Piccadilly Circus, pe care rare ori o scăpa vreun turist străin. Așteaptă-mă acolo peste o jumătate de oră. Dacă n-ai să fii acolo, știu eu cum să dau de tine. Unde locuiești? Omul îi dădu adresa unui hotel. Ne vedem peste o jumătate de oră. Dacă nu ești acolo, te caut și dau eu de tine, spuse Dick și fără nicio altă vorbă se întoarse și plecă. Fata se îndepărta mergând încet, era vizibil că aștepta să o însoțească. A fost îngrozitor, mi-am pierdut capul, spuse ea cu un aer de întristare. Nu l-am văzut pe omul acela până m-a acostat, detest bețivii. Unde ai tras astăzi? Întrebă el. Locuia la un hotel din Gower Street. Venise pentru ziua aceea de la Little Hampton să facă niște cumpărături și urma să se întoarcă acolo a doua zi. Nu-i prea plăcea Londra, îi mărturisi ea. Vreau să-ți pun o întrebare, spuse Dick. Ai auzit vreodată de cineva care să-ți semene atât de mult încât să puteți fi confundate? Nu cred să existe cineva în lume care să fie identic cu altcineva, spuse ea. Am într-adevăr o dublură? Sunteți trei dacă domnul Lordy Brown nu a vorbit cumva visând. Te-a confundat cu o domnișoară de Villiers din Cape Town. Cunoști acest oraș? Spre surprinderea lui, i-a dădut din cap afirmativ. Am fost acolo acum 2 ani. Dar pe atunci nu puteai fi infirmieră, nu aveai vârsta necesară. Aș fi preferat să nu-l fi văzut pe omul acela. Mă îngrijorează, fu răspunsul ei. Nu o întrebă ce motiv avea să fie îngrijorată în privința unui om pe care nu-l cunoștea și pe care s-ar putea să nu-l mai vadă niciodată. E curios că-l cunoaște pe Derrick, spuse el. Fata nu răspunse, iar când Dick repeta această afirmație banală, întrebă. Derrick? Era domnul acela cu Rolls-ul galben? E la Londra? În momentul de față, îi spuse Dick, domnul Walter Derrick se află la casa lui de la țară, în Surrey. E un om cu mult noroc, spuse ea. Dick o întrebă de ce și ea zâmbi, iar când el insistă, ce prost ești, iar Lordul Wild, Tommy îi spui, nu-i așa? Te crede grozav de deștept. Nu crezi că e un noroc să nu fii nevoit să accepți compania unor vechi prieteni din Africa de tipul domnului Brown? Ai să te întâlnești cu domnul Brown, nu? Întreabă-l cine este domnișoara de Villiers. E un nume destul de obișnuit la Cape Town, dacă mi-amintesc bine. Ți-ai pierdut iarăși stiloul? Întrebarea i-a adus aminte de ceva care îl intriga. Eram aproape convins că l-am pierdut din nou, spuse el. Iată însă că a venit momentul să te întreb dacă n-ai o dublură. La Wentworth e un constructor cu numele de Ellington, foarte bătrân, care a avut recent un musafir. O domnișoară care, judecând după descrierea lui, arăta ca dumneata. L-a vizitat în ziua în care îmi pierdusem stiloul și cu acest prilej s-a mai întâmplat ceva la fel de remarcabil. Ellington spunea că tânăra îi ceruse amănunte despre casa lui Walter Derrick și că scosese un stilou care evident era stiloul meu pentru a-și nota o adresă. Sunt chiar atât de amuzant, adăugă el puțin sarcastic deoarece ea izbunise în râs. Ești teribil de amuzant, privește! Deschise poșeta, scoase un obiect strălucitor de aur și îl întinse. Dick se opri să le examineze. Era identic cu stiloul pe care l-avea el în buzunar. L-am cumpărat astăzi pe Regent Street, spuse ea solemn.
Aș fi putut cumpăra 40 sau 50 sau 100. Par să fie la modă. Am văzut și în tren pe cineva folosind un astfel de stilou. De unde îl ai? Pe al meu mi l-a dat Tommy, spuse el. Firește că Tommy ți l-a dat pe al dumitale, îl ironiză ea. Există un magazin pe Regent Street care nici nu vinde altceva, un magazin de stilouri. Dacă crezi că merită o steneală, poți să vezi o mulțime expuse în vitrină, iar dacă crezi că sunt de aur, află că nu sunt. Nu face plăcere să-l trădesc pe Tommy al dumitale, dar costă 4 șilingi și 6 pence bucata și cred că s-au vândut circa 50.000. Vrei să-mi spui ceva? Îți spun tot ce pot, răspunse el. Iată cu o clipă, apoi întrebă. Ce este misterul acesta grozav? La ce te gândești când spui că eu sunt de fapt trei, domnișoara de Villiers, eu însămi și încă cineva? Cine este acel cineva? Au comis oare niște crime îngrozitoare și în seara aceea dumneata venisești de fapt la Brighton ca să mă arestezi? Ce idee absurdă, începu el. Nu te eschiva. Mi-am dat seama în momentul în care te îndreptai spre mine în sala de dans că ceva nu era deloc în regulă. Mi se părea că venisești special ca să mă demaști. Aceasta a fost senzația pe care am avut-o. Și ai avut-o și dumneata. Ai o soră? Întrebă el și ea dădu afirmativ din cap. În vârstă de 12 ani și nu-mi seamănă deloc. E brunetă. E un copil teribil de deștept, dar nu atât de deștept încât să mă poată înlocui. Dacă am o soră geamănă, nu. Adevărul este, domnule Stens, că trebuie să am o înfățișare foarte comună. Îi mai spuse că toate scrisorile pe adresa micului hotel în care locuiește îi vor parveni. Simplul fapt că ea îi sugera să-i scrie îi făcu o plăcere ridicolă. Plăcerea fu oarecum atenuată la despărțire. Pentru cazul în care găsești o a patra persoană care arată ca mine și vrei să știi unde mă aflu, adăugă ea. Dick se întoarse la cafeneaua unde se înțelesese să se întâlnească cu omul din Africa. Îl găsi așezat la o masă mică într-un colț al sălii. În cămașa lui cenușie, deschisă la gât, cu pălăria uzată pe capul îngust, împinsă spre ceafă, cu fața lungă, slabă și bronzată, chiar în acea ambianță boemă, era o figură insolită. Erau acolo oameni care îl cunoșteau pe Dick Stens și care, când se ivi în ușă, se întoarseră repede cu spatele spre el, fiindcă acea cafenea era un loc preferat de întâlnire al zmeilor, ale scrocilor și al acelei mici lumi compuse din tineri îmbrăcați după ultimul strigăt al modei, care stau la pândă pentru a înhăța vreun străin credul. Ce bei, capitane?" întrebă Lord Brown, apoi cu un pocne din degete ca un foc de pistol, chemă chelnerul. Hei, alo, adu un pahar pentru capitan." Dar Dick refuză să bea altceva mai tare decât o limonadă. Aș fi luat și eu una, dar n-am băut ani de zile decât asta. Numai sirop de lămâie și apă infectă. Numai când văd limonada, mi se întoarce stomacul pe dos. Sper că nu mai sunteți supărat pe mine din cauza întâmplării aceleia cu domnișoara. Adevărul este că eram afumat. Îl cunoașteți pe prietenul meu, domnul Walter Derrick? Rămase vizibil consternat, aflând că Dick îl cunoștea. Cum se cade, băiat, cam moale, dar bun. Curios cum l-am cunoscut. Își făcuse o tabără într-un loc numit Pacasada. Căutau aur, el și un alt tip, pe nume Clive. Am dat peste el în junglă. Era foarte bolnav, un leu îi zdrobise piciorul, dar l-am adus înapoi în tabăra în care stătea. Pun rămășacă și amintește de asta, capitane. Pun rămășacă va spune, ia te uită, Lordi, cu ce-ți pot fi de folos, bandit bătrân? Tare glumeț era el, Walter. N-am cunoscut niciodată un tip care să fie așa de glumeț și în același timp așa de spiritual ca el. Am stat 4 zile oblojindu-i piciorul, pulpa stângă sfâșiată, ceva îngrozitor. Se dusese după un leu bătrân și năpurlit. Ăștia pot fi primejdios. Spunea că are să rămână toată viața un olog șchiop, dar eu i-am spus nu. Ascultă ce spun eu, Walter. Cu experiența mea sunt mai bun ca orice doctor. Torn iod și multă apă fierbinte. Mai bine ca doctorul. Walter o să-și amintească, o să zică, Lordi, ce bine-mi pare că te văd. Mi-ai salvat viața, Lordi, și acum ești pe geantă. Acum am să te salvez eu pe tine. Sper, spuse Dick, când vorbărețul se oprise răsufle. Firește că o să o facă. Noi ăștilalți suntem totdeauna uniți. Suntem sarea pământului. Altfel decât voi, cei de acasă, noi am trecut prin multe. Taică-meu a fost unul dintre primii pionieri. Cunosc regiunea de la trecătoarea Crăciunului până la Cascade și în jos spre Bulawayo. Am căutat aur în Barotsland și Bechuanaland. Am trăit în Kalahari. Se uită la Dick cu o privire care voia parcă să-l cântărească. Era vizibil că se întreba dacă să-l informeze pe Dick de ceva care aproape că îi spusese în cursul conversației. Bănuiesc că o să aflați cine sunt, domnule inspector. Nu vreau să vă fac neplăceri, cred că polițiștii trebuie tratați ca niște domni. Am avut necazuri, recunosc. Am stat de 2 ori la închisoarea centrală din Pretoria și nu are rost să nu o recunosc. Odată 1 an și a doua oară 3 ani și jumătate.
dar asta a fost pe vremea când beam și am fost dus pe o cale greșită de unii mai răi ca mine. Acum sunt om cinstit. Jocul celălalt nu merită riscurile. Știți asta mai bine ca mine, nu-i așa, domnule inspector? Ce delicte ai comis, întrebă Dick. Erau și nu erau grave. N-am fost capul în niciuna din afacerile astea. Prima a fost o afacere simplă. L-am jefuit de aur pe un căutător. El era criță și eu eram criță și nu știu până în ziua de azi cum s-au petrecut lucrurile. Dar poliția mi-a aruncat 1000 în spinare. Polițiștii de acolo nu sunt atât de cinstiți ca cei de aici, din Anglia, adăugă el grăbit. Prima porție mi-am luat-o la închisoarea centrală din Pretoria. A doua afacere era nevinovată, ca să-i spunem așa. Mi-au spus că domnul cumpără diamante. Nu e voie să cumpăr diamante în Africa de Sud. Știu, spuse Dick, mai departe? Uitați cum a fost, domnule, continuă încet Lordy Brown. M-am dus la el să-i spun că îl va căuta poliția. Aș fi putut, în cel mai rău caz, să-i cer câteva lire ca să ajung la Cape Town, nimic altceva mai rău. Se pare însă că acel domn nu cumpăra deloc diamante, iar eu m-am ales cu 4 ani pentru mărturie falsă. De fapt, pentru că ai încercat să-l șantajezi. Lordy nu încercă să nege, dar consideră necesar să proclame puritatea intențiilor lui în ceea ce-l privea pe domnul Walter Derrick. Acesta e într-adevăr un om de omenie, un bărbat. Nu știu nimic împotriva lui decât că e prea bun la suflet. Omul ăsta nu putea face ceva nedrept. Și ce poznaș era, plin de veselie și de idei năstrușnice. Știți cum vorbea despre piciorul rănit în timp ce îl îngrijeam? Partea leului, zicea. Trebuie să fii bărbat cu adevărat ca să poți face haz chiar de propriile ține cazuri, nu? Când spusese că era pe geantă, vorbise de fapt la figurat. Îi mărturisi lui Dick că debarcase cu câteva lire și regretă cu jumătate de gură că părăsise Africa de Sud. Detectivul bănuia însă că avusese motive excelente să o facă. A fost ceva, răspunse Brown vag, dar întotdeauna am spus că dacă îi faci cuiva faimă proastă, pe urmă poți să-l și spânzuri. Când eram acolo, Cape Town era plin de escroci, dar bineînțeles că vina a căzut pe alții. Escroci. Jumătate din banda australiană era acolo, bărbați și femei, locuind la cele mai bune hoteluri și toți foarte porniți să facă bani. Simți intensitatea privirii întrebătoare a lui Dick și deveni subit necomunicativ. Cine este domnișoara de Villier? A, dânsa, este o domnișoară pe care o cunosc oarecum. Escroacă? Întrebă Dick. Nu dau niciun fel de informații despre doamne, răspunse Lordy plin de cavalerism. Întorcându-se spre casă, Dick era sigur de un lucru. Că omul acela realmente se înșelase atunci când o acostase pe Mary Dane. Tonul în care îi se adresase nu avea nicio nuanță de dragoste sau de prietenie, era mai curând tonul de satisfacție răutăcioasă a unui om lovit care întâlnise pe cel răspunzător pentru necazurile sale. Dick era intrigat, iar inima îi era grea. Analiză cu totul inutil cel de-al doilea sentiment. Era abătut fiindcă fata era dragă și fiindcă în fundul sufletului său se născuse bănuiala, deși nu chiar convingerea, că Mary și dublura ei sunt una și aceeași persoană. Și totuși și el și Lordy Brown ar fi putut desigur să se și înșele. Amândoi recunoscuseră fata în locuri slab luminate, unul în subsolul casei lui Walter Derrick, celălalt la lumina incertă a unui felinar de stradă. De ce ar fi fost ea un dușman al lui Walter Derrick? Ce spera să câștige de pe urma acestor aventuri nebunești? Mintea lui se întoarse la asasinul necunoscut al casierului din slag. Să-i fi fost ea soră, soție? Își scutură capul. Asemenea situații apar numai în romane. În viața reală, oamenii sunt mulțumiți dacă sunt lăsați în pace. Presupunând că asasinul din slag se află în spatele tuturor acestor fapte inexplicabile, el cu siguranță ar fi știut că toate amprentele aflate în posesia bătrânului Derrick fuseseră de mult oferite poliției de fiul acestuia și refuzate. Dar dacă erau ascunse în vreun loc secret, neștiu de nimeni? Nu, își zise el, respingând ipoteza amprentelor. Mai probabil era că acești vizitatori de la miezul nopții căutau restul banilor bătrânului Derrick, despre care știau că sunt ascunși în casă. Așa că putea să le coboare pe Mary Dane și dublura ei din domeniul ficțiunii și să o așeze pe cea de-a doua în locul care îi se potrivea, în cazul în care ipoteza lui era valabilă, și anume acela de membră a unei bande inteligente în căutare de bani ușor de obținut, bani a căror lipsă nu s-ar remarca niciodată și, în consecință, nu ar stârni niciun scandal. În noaptea aceea se răsuci multă vreme în pat, fără somn, gândindu-se necontenit, elaborând diverse ipoteze numai pentru a le îndepărta imediat din minte una după alta. A dormi în sfârșit după ce luase hotărârea să găsească femeia care se substituia lui Mary Dane și să lămurească un mister care începuse să-i calce pe nervi. Nimic altceva, își spuse el,
nu putuse să îndrepte pașii a doua zi spre micul hotel din Gower Street, unde înnoptase Mary, decât o îndrăgostire prostească. Fu pedepsit pentru acest fapt nesăbuit, căci Mary plecase cu un tren de dimineață, deși îi spusese că va rămâne în oraș toată ziua. "Sunteți domnul Stens?" întrebă servitoarea, amintindu-și ceva. "Vă rog să așteptați puțin, domnule. Tânăra doamnă a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră. A spus că veți veni în această dimineață." Cu toată enervarea care îl cuprinse, Dick izbucni în râs. Ce sigură era această tânără doamnă și ce bine cunoștea ea felul de a reacționa al bărbaților! Iritarea însă nu îi se risipea ușor. Iar scrisoarea, prin conținutul său, era și mai puțin de natură să-i restabilească calmul. "Dragă domnule Stens, îmi pare atât de rău că trebuie să mă întorc la Little Hampton. Am primit un telefon de dimineață și mi s-a spus că domnul Comfort nu se simte prea bine. Îmi pare foarte rău că nu pot lua dejunul cu dumneata, dar sper că mă vei invita și altă dată." Scrisul era mic, aproape copilăros, iar sentimentul de enervare a lui Dick Stens era acum și mai acut, căci o căutase pentru a o invita la dejun și era cât se poate de sigur că în seara precedentă nu menționase deloc o asemenea intenție. "Afurisită femeie," spuse Dick cu blândețe. În ziua aceea nu avea prea multe de făcut, doar o reexaminare a dosarului din slag. Despre acest asasinat se știau remarcabil de puține lucruri. Singurul indiciu, cât de cât valoros, fusese dezvăluit într-o declarație a unui căruțaș numit, printr-o coincidență, Carter, iar o notă scrisă cu creionul pe marginea ei informa laconic. De atunci, acest om a încetat din viață. Notă Carter, în limba engleză, căruțaș. Carter văzuse motocicleta și tramvaiul apropiindu-se încet din direcția Mendhead. Motociclistul era îmbrăcat în maro și purta ochelari maro. Înălțimea lui era greu de apreciat, deoarece era așezat pe motocicletă. Casierul asasinat avea 40 de ani, era boxer amator și îi plăcea foarte mult să meargă pe jos. Obișnuia să facă pe jos drumul de la slag până la uzină, care era așezată în afara orașului, și să ducă banii într-o servietă neagră. Directorul considerase că acesta era un obicei primejdios și dăduse dispoziție casierului să nu mai plece cu banii asupra sa neînsoțit de un paznic, dar de cele mai multe ori această dispoziție era ignorată. Era singur în dimineața aceea când, în văzul a 3 sau 4 persoane și al șoferului camionului unei băcănii, o motocicletă și un tramvai s-au oprit lângă bordura trotuarului și motociclistul a coborât. S-a prefăcut că umblă la motorul motocicletei până în momentul când casierul a ajuns în dreptul său, apoi s-a întors și a scos pistolul și a tras. Nimeni nu l-a văzut când s-a urcat din nou pe motocicletă și, înainte de a-și fi dat cineva seama de ce se întâmplă, a și dispărut. A traversat orașul și, fapt curios, s-a supus semnalului unui agent de circulație care l-a oprit pentru a permite trecerea unui autocamion, iar de atunci nu l-a mai văzut nimeni. Pistolul fusese găsit în mijlocul străzii, la o distanță mică de locul crimei. Poliția susținea că, încercând să-l bage în buzunar, pistolul îi alunecase din mână asasinului și căzuse între motocicletă și tramvai. Nu s-a mai găsit nicio urmă, nici a lui, nici a motocicletei. Nimeni nu-i reținuse numărul de circulație. După cum era și firesc, Scotland Yardul a adunat pe toți cei care dăduseră vreodată o lovitură în genul acesta sau aveau o reputație proastă, dar nu a reușit să găsească soluția misterului. Și convingerea generală la Scotland Yard a rămas că asasinul fusese un om cu școală care izbutise să fugă în Franța. Regula generală este că un criminal oarecare nu încearcă să părăsească Anglia și aceasta dintr-un motiv foarte întemeiat. Un om care nu cunoaște o limbă străină sau obiceiurile dintr-o altă țară nu poate spera să treacă neobservat. E remarcat oriunde se duce și, deoarece semnalmentele persoanelor urmărite de poliție sunt imediat transmise peste hotare, i-ar fi fost imposibil să scape până la urmă neprins. Scotland Yardul putea număra pe degetele unei singure mâini pe cei care comiseseră vreun delict și reușiseră să ajungă pe continent. În mod invariabil, aceștia erau escroci internaționali și spărgători de seifuri, care se simțeau la ei acasă atât la Paris cât și la Londra sau oriunde altundeva. Capitolul 6. Aceasta era în esență povestea asasinatului din slag, o crimă ordinară, abjectă, comisă de cineva care era în mod evident necunoscut poliției, deoarece prin niciuna din căile sale subterane de informație, aceasta nu a mai reușit niciodată să culeagă nicio aluzie sau vreun indiciu cu privire la autorul ei. Dick citi și reciti diversele declarații, după cum făcuseră înaintea lui un mare număr de ofițeri de poliție, cu speranța de a găsi un amănunt trecut cu vederea, oricât de mic ar fi fost, care să-l ducă la o concluzie utilizabilă în legătură cu acest caz.
Citi din nou declarația lui Carter, dar niciunul dintre paragrafe nu voia să dezvăluie vreo semnificație nouă. Punând hârtiile la loc, trimise dosarul înapoi la arhivă. Imediat după ce ieși curierul arhivei din birou, sună telefonul. Dumneata, ești Stens? Recunoscu imediat vocea. Era a lui Walter Derrick. S-a întâmplat ceva? Întrebă el grăbit și auzi râsul lui Derrick. Nu, numai că mâine e sâmbătă și mă întrebam dacă n-ai vrea să vii aici să-ți petreci sfârșitul săptămânii împreună cu mine. Sau te pomenești că Scotland Yardul nu-ți permite să fii liber nici în aceste zile? Dacă cumva aceasta te poate convinge mai lesne, află că vine și Wild. Nu, nu e vorba de mai mulți invitați, doar noi trei. Probabil că te vei plictisi, dar în această perioadă peisajul rustic este mai frumos ca oricând. Dick nu avea niciun fel de treburi urgente la Londra și era curios să cunoască părerea lui Walter Derrick despre un anume domn Lordy Brown. M-am întâlnit ieri cu un prieten al dumitale, spuse el. Cine era? Întrebă repede Derrick. Îți voi povesti totul când ne vom revedea. O pasăre tare ciudată. Sună într-adevăr ca și când ar fi vorba de un prieten de-al meu, chicoti Derrick, bărbat sau femeie. Nu cumva iubiții mei despărăgători? Ei, nu chiar așa de interesant, răspunse Dick. Înainte de a părăsi Londra, ceru și primi de la compania de navigație Union Castle Line lista pasagerilor care se întorseseră în Anglia cu vaporul Glamis Castle. Nici printre pasagerii clasei întâi, nici printre cei ai clasei a doua sau a treia, nu descoperi numele de Lordy Brown. De fapt, nici o persoană cu numele de Brown nu călătorise cu acest vapor. Faptul nu era ieșit din comun. Dacă ipoteza inspectorului era justă și anume că Brown părăsise Africa de Sud în mare grabă, spre binele Africii de Sud, atunci el călătorise sub un nume fals. Exista desigur pe de altă parte și posibilitatea ca omul să se afle în Anglia de mult timp. Această ipoteză căpătă o confirmare atunci când Dick descoperi cauza probabilă a fugii lui Lordy. Cu 6 luni în urmă, la Cape Town, avuseseră loc o serie de spargeri, operându-se câteva arestări. Deși Lordul Brown nu era propriu-zis urmărit de poliție, sigur că fusese probabil bănuit a fi un membru al bandei. Teama de a fi descoperit ar fi putut constitui unul din motivele apariției lui în Anglia. Dosarul care sosi sâmbătă dimineața îi dezvălui ce modest fusese Lordy. Nu de 2 ori, ci de peste 10 ori văzuse el interiorul închisorilor Africii și executase chiar o pedeapsă la care fusese condamnat de autoritățile congoleze din Elizabethville. Se pare că îi plăcea mult să călătorească. Lordy se prezenta cam vag, ca explorator geologic, dar profesia sa de bază era neguțătoria. Walter Derrick obișnuia să spună că reședința lui de la țară se află în Surrey. În realitate, ea era situată chiar la marginea comitatului Sussex și la câteva mile depărtare de Singleton. Moșia era mică, iar casa modernă și lipsită de ostentație. Derrick veni în întâmpinarea oaspetului său la gară și îl conduse la Cayley. La rugămintea sa, Dick îi vizită locuința din Lowndes Square, unde găsise 2 oameni de pază. Nu avuseseră nimic de semnalat și își exprimaseră părerea pe care o susținu și Dick, că probabil nu o să aibă loc nicio tentativă de spargere asupra acestei proprietăți a lui Derrick. Mă agasează povestea asta, oftă el, în timp ce mașina agonea pe șoseaua lungă și dreaptă. Realmente nu înțeleg nimic. Dacă, așa cum crezi dumneata, acești oameni bănuiesc că în casă sunt ascunși bani, atunci știu tot atât de puțin ca și mine despre locul unde sunt ascunși. Săptămâna viitoare voi chema un arhitect și câțiva constructori și vom căuta serios. Poate că dacă o să găsești ceva, cerșetorii ăștia or să mă lase în pace. Îl găsiră, așteptându-i în fața casei, pe Tommy Wild, care salută cu bucurie sosirea lui Stens. Substituirea, de Edgar Wallace. Pista 4. Am avut o săptămână foarte plicticoasă și se părea că voi avea cel mai înfiorător weekend. Îți mulțumesc, spuse Dick. N-am încotro, bătrâne. Afurisitele mele de rude m-au adus într-o adevărată stare de deprimare și dacă nu aș fi acceptat invitația dumitale, Derrick, aș fi plecat la Bognor pentru a o cunoaște mai bine pe micuța mea prietenă. E adorabilă, Dick, bătrâne. Cine e? Întrebă Derrick amuzat. Însă Dick Stens nu ardea deloc de nerăbdare să vorbească despre Mary Dane. Părea să fie exact weekendul deprimant pe care îl pronosticase Tommy. Dick avusese o săptămână destul de încărcată și era obosit. În timpul cinei, Derrick fu neobișnuit de taciturn, iar Tommy căsca tot timpul între felurile de mâncare, uitând cu totul de bunele maniere. Dacă scotea o vorbă, o făcea doar pentru a pomeni despre divina infirmieră, care impresionase evident profund sufletul lui sensibil. Sunt nerăbdător să o văd și eu pe Mary Dane-a ta, spuse Derrick. Dumneata ai cunoscut-o? Se întoarse spre Dick, care dădu din cap. Da, răspunse el încet, și aproape că și dumneata ai întâlnit-o atunci cu mașina. Este fata pe care era să o calc la Brighton? Dumnezeule mare! Nu ți-aș fi iertat-o niciodată, căscă Tommy.
Mărturisi că era teribil de obosit, iar când Eric îi propuse să se culce, acceptă bucuros. Dick și gazda lui ieșiră să se plimbe. Era o seară caldă cu aerul îmbălsămat de parfumul trandafirilor. Undeva în depărtare se auzea cântecul unei privighetori. Parcă nu-ți mai vine să crezi că ar mai exista pe lume un loc numit Scotland Yard, nu-i așa? Îl luă Derek în zeflemea. Nici tu scandalagii, nici tu spărgători, nici tu asasini? Dick zări o umbră întunecată, sinuoasă, trecând cu repeziciune peste gazon. O zări și Derek. Nu tu asasini? Nu. M-am angajat față de mine însumi că îmi voi oferi plăcerea de a împușca acest dihor într-una din aceste zile. Mi-a dat iama prin găini. Apoi brusc. Cine e acest prieten al meu, Stens? M-ai făcut grozav de curios. Nu atât de curios pe cât m-a făcut el pe mine, spuse Dick zâmbindu-și sie însuși în întuneric. Cunoști pe unul Lordy Brown? Lordy Brown? Repetă celălalt răgănat. Îmi sună cunoscut. Ce e? Artist de circ? Cred că ar fi putut să aibă în viața lui, printre altele, și această meserie, spuse Dick. Îți amintești când erai în Africa, ai fost atacat de un leu? Și fiindcă veni vorba, nu știam că ești vânător. Cu acea ocazie am fost eu cel vânat, fu răspunsul lui. El a fost tipul care m-a găsit, Lordy Brown, spuse el gânditor adăugând. Un om cu fața îngustă care vorbește tot timpul despre el însuși. Mi-aduc aminte, credeam că a murit. Mi se pare că am auzit sau am citit că se înnecase undeva în Tanganyika. Cum ai ajuns să-l cunoști? În această privință, Dick era pregătit să spună o mică minciună. L-am întâlnit din întâmplare, spuse el. L-aș fi cunoscut probabil în orice caz, deoarece secția mea se ocupă de străinii indezirabili. Și potrivit dosarului său, este unul din domnii cei mai indezirabili sosiți vreodată din Africa. Ți-a spus el că-i prieten cu mine? Întrebă Derek, râzând. Nu a pomenit din întâmplare faptul că atunci când a părăsit tabăra noastră, a luat aproape 12 uncii de aur pe care îl scosesem cu multă trudă din râu? Se plimbau în sus și în jos, Derek cu o țigară de foi între dinți, cu mâinile la spate. Era evident că știrea despre sosirea lui Lordy Brown îi stârnise niște gânduri nu prea plăcute. Are tupeu tipul ăsta, spuse el. Eu prieten cu el. Ți-a povestit că fugea de poliție când ne-am întâlnit și că am trimis pe cineva la o depărtare de 80 de kilometri pentru a-l denunța autorităților celor mai apropiate? Pot să spun că Lord Brown este singurul dușman adevărat pe care l-am avut vreodată. Mă urăște de moarte. Dacă s-ar fi aflat în țară cu câteva luni în urmă, când au fost comise delictele acelea, le-aș fi putut înțelege foarte bine, mai ales... Nu-și termină fraza. În orice caz, când te vei întoarce la Londra, trebuie să te aștepți să-i primești vizita, spuse Dick. Locuiește acum la hotelul Howfolk. Îmi închipui că vrea bani. Nu o să capete niciun ban de la mine, spuse Derek foarte calm. Acum mi-aduc aminte de el. Cred că a fost acuzat de șantaj, dar nu sunt prea sigur. Adeseori... Auzi numai frânturi dintr-o poveste și de aceea am atribuit probabil altcuiva acest delict. Dacă vine la mine acasă, n-am să ezit să chem poliția. S-a înțeles foarte bine cu tovarășul meu, unul Clive. Nu sunt sigur dacă Clive nu avea cumva cazier, deși era un om cu un nivel de cultură foarte ridicat. Sărmanul Clive, n-ar trebui să spun nimic împotriva lui. Se scrântise nițel, a plecat într-o bună zi din tabără și de atunci nu l-a mai văzut nimeni niciodată. Tocmai atunci apărea vânatul mare în regiunea noastră care începea să mișune de lei. Eu am împușcat doi, în ziua când a dispărut el. Încep să-mi amintesc mai multe despre Lordy Brown, urmă el după o lungă tăcere. A șantajat un om la Cape Town, dar din nefericire pentru el, acolo exista o bună agenție de detectivi particulari, iar Lordy a avut noroc că nu a fost trimis la Brickwater. Curios, uitasem cu totul de el. Continuă cu un râs încurcat și acum iată-mă povestindu-ți biografia lui. Aș dori să fii cu mine când o să-l întâlnesc. Mi-a scris probabil la Londra și dacă într-adevăr a făcut-o, îi voi răspunde și îi voi fixa o întâlnire pentru joi. Nu mai pomeni nimic în seara aceea despre Lordy. În după amiaza zilei următoare, pe când juca o partidă de mini-golf cu un Tommy plictisit, Derek spuse. Aș dori să stabilești, Stens, dacă tipul are și cazier de spărgător. Ar fi mai bine să fim siguri că nu el a fost cel care a pătruns în casa mea. Domnul Derek avea obiceiul plebeian să doarmă duminica după amiază, iar Tommy îi cunoștea evident acest obicei, deoarece imediat ce gazda lor se retrase, înălțimea sa îi făcu lui Dick un semn cu degetul să-l urmeze în grădină. Am mașina afară, spuse el. Ce-i zice de o mică plimbare până la Bognor? Ai cumva rude la Bognor? Întrebă Dick și Tommy chicoti. S-ar putea să o vedem pe faleză bătrâne. Se plimbă tot timpul în sus și în jos cu moșul acela căruia îi tremură toate mădularele. Sunt sigur că va fi grozav de bucuroasă să te întâlnească, spuse el cu viclenie.
Ori de câte ori mă văd cu ea, îmi vorbește de tine. Ce băiat extraordinar ești! Și se miră cum oameni ca tine pot să se facă polițiști. Dick nu avea nevoie să fie convins. Numai sugestia unei asemenea posibilități fusese suficientă pentru a-i face inima să bată mai repede. La început crezură că drumul lor până la Bognor fusese zadarnic. Timp de 2 ore se plimbară în sus și în jos pe faleză, dar nu zăriră nici urmă de Mary Dane. Tocmai discutau dacă mai este cazul să se întoarcă la Cayley, când Dick văzu un cărucior galben împins încet pe aleea de la capătul falezei, urmat de o siluetă subțirică îmbrăcată în albastru și alb. În secunda următoare erau în drum spre ea. Nu fu deloc surprinsă să-i vadă și aceasta dintr-un motiv bine întemeiat. V-am urmărit timp de 1 oră cum vă plimbați de-a lungul falezei. Camerele noastre de la hotel oferă o vizibilitate foarte bună. Tommy dădu o explicație incoerentă a prezenței lor acolo, dar ea nu-l luă în seamă. Ochii lui Mary rămăseseră pironiți asupra lui Dick. Acum ce-am mai făcut? Sau ai mai descoperit un ticălos cu un stilou de aur de 7 șilini și 6 pence? Se uită cu înțeles la Tommy, care își plecă vinovat ochii. Și cum a decurs întâlnirea cu omul acela îngrozitor? Nu-mi vine a crede că l-ai mai întâlnit. După amiaza nu părea să decurgă într-un mod deosebit de plăcut pentru Tommy. Nu reușea să participe la conversație decât prin eroismul eforturilor sale. Îngrijitorul surd împingea căruciorul mergând înaintea lor, iar ei îl urmau la o distanță mică. Medicul i-a recomandat domnului Conford coasta de est. Plecăm mai întâi la Margate, apoi cu vaporul la Clacton. Ce se întâmplă cu dânsul? Întrebă Dick. Infirmul nu-l interesase niciodată și acum era șocat de propria lui nepăsare. Asta e o întrebare pe care nu trebuie să o pui niciodată unei infirmiere conștiincioase, spuse ea, și fără să înțeleagă din ce motiv, Dick se simți inexplicabil de jenat și încurcat. Nu fusese ceea ce Tommy ar fi considerat o după-amiază plăcută și părerea aceasta și-o exprimă în repetate rânduri pe toată durata drumului pe când se întorceau la gazda lor. Ar fi fost mai bine, adăugă el, dacă nu i-ar fi propus călătoria de plăcere la Bognor. Dick îl întrerupse brusc. Când te întorci la Londra? Peste 1 lună de zile, spuse Tommy. Trebuie să mă duc la această blestemată de mătușa mea. Joacă cricket și pe deasupra asta îi mai și place, bătrâne. E pur și simplu indecent. Dar de ce întrebi? Mă întrebam, răspunse Dick încet, dacă ai fi dispus să mă primești în calitate de chiriaș. Îmi place camera pe care mi-ai pus-o la dispoziție, Tommy, și mă gândesc să rămân, să zicem, toată luna viitoare ca oaspete al tău. Nu te holba la mine, Tommy, holbează-te la drumul din fața noastră. Văd că acul arată peste 90 la oră și nu cred că e o viteză potrivită ca să te holbezi altundeva decât la drum. Dar de ce? Întrebă Tommy și apoi plin de zel. E ceva în legătură cu poliția? Dacă așa stau lucrurile, bătrâne, o las baltă imediat pe mătușa mea și mă întorc cu tine. Dick ezită. Dacă ipoteza care începea să prindă formă în mintea lui era justă, ar fi putut avea nevoie de ajutor și nu era deosebit de dornic să împărtășească Scotland Yardului bănuierile sale. Era convins că în următoarele câteva zile, necunoscutul va face ultima și probabil cea mai disperată încercare pentru a găsi comoara ascunsă în casa din London Scour. Mergi mai încet și am să-ți istorisesc, zise el. Iar când Tommy reduse viteza mașinii la cifra moderată de 50 km la oră, Dickie se adesă cu cea mai mare sinceritate. Îți închipui probabil că va fi amuzant, dar eu te asigur că te vei plictisi de moarte și că există toate șansele să petreci câteva zile monotone fără cea mai mică distracție de pe lume. Dar, dacă n-ai să faci decât ce-ți voi spune eu, am să scot din tine un mic polițist. Cât despre nefericita de mătușa ta, eu cred că nu ea o să fie cea mai păgubită din cauza absenței tale. Când poți să vii la Londra? Tommy părea cuprins de agitație. Ce zici de miercuri? Întrebă el. Mi se pare o zi excelentă. Și dacă nu te superi, eu m-aș întoarce chiar astăzi acasă la tine. Te-aș ruga să-i scrii omului tău, care nu va fi deloc bucuros să mă vadă, și să-i spui că îmi dai mână liberă în toată casa până la sosirea ta. Apropo, ai vreo armă de foc? 2 pistoale, bătrâne, spuse Tommy. Ai autorizație pentru ele? Și deoarece Tommy rămase tăcut, îmi închipuiam eu că n-ai. Îmi va rămâne cel puțin satisfacția de a te priponi pe tine dacă nu se întâmplă nimic altceva. Unde le ții? Lordul Wild se apucă să-i explice și era gata chiar să oprească mașina și să-i deseneze un plan pentru a-i arăta poziția exactă pe care o ocupau pistoalele într-un mic birou în stânga unei uși de la etajul 4, deși toate aceste detalii nu erau deloc necesare. Capitolul 7. La întoarcerea lor la Killy, îl găsiră pe Derrick jucând popice cu grădinarul. Nu părea deloc surprins că-și luaseră după amiază liberă, după cum se exprimă el. Fără femei, e o plictiseală de moarte aici. Era cât pe ce să o rog pe infirmieră să-mi țină tovărășie. Care infirmieră? Întrebă Dick repede. Derrick râse. Habar n-am,
Am văzut o infirmieră învârtindu-se pe aici, admirând grădina, dar nu m-a lăsat inima să-i atrag atenția că aici e proprietate particulară și că trecerea e interzisă. Subțirică, drăguță, după cât mi-am putut da seama, poate că greșesc, dar mi s-a părut că era fata pe care era cât pe ce să o omor la Brighton. Dar, la urma urmei, toate infirmierele arată la fel. Dick și Tommy Will schimbară o privire. Dacă mi-ai spune ce oră era... Cam acum un ceas, spuse Derek. Atunci pot să te asigur că nu a fost ea, decretă Tommy. Curios, credeam că ea a fost. După câte mi-o amintesc eu pe fata aceea, semăna leit cu ea. Era însoțită de un bărbat cu care se vedea că este în termeni foarte prietenești. Au dispărut un timp, iar când am ajuns la capătul grădinii de trandafiri, i-am văzut urcându-se într-o mașină. Infirmiera era la volan. Detest femeile care conduc. Ai mai remarcat ceva la infirmieră? Era la oarecare distanță de mine. Singurul lucru pe care l-am văzut a fost că purta mănuși maro. Era o nouă lovitură pentru detectiv. Mary Dane purtase mănuși maro. Le văzuse de departe și se mirase de ce poartă ceva ce nu îi se potrivește cu restul ținutei. Cine era, deci, această misterioasă dublură și de ce își alesese o infirmieră cu totul inofensivă? Dick îi ceru gazdei scuzele de rigoare și Walter Derrick, departe de a fi disperat din cauza plecării lui premature, se oferi să-i pună la dispoziție mașina sa pentru a-l duce la Londra, o ofertă pe care detectivul o acceptă cu bucurie, fiindcă duminica trenurile circulau îngrozitor. Între timp, Tommy vorbise acasă la el și dăduse instrucțiunile necesare pentru primirea oaspetelui. Dick constată că personalul casnic fusese întărit cu două fete noi, care, în loc să fie supărate de prezența lui, îl salutară aproape cu entuziasm. Mai târziu, seara, pe când îi servea cafeaua în camera sa, deosebit de plăcută, majordomul îi explică de ce fusese primit cu atâta căldură. Servitoarelor le e teamă de casa domnului Derrick, domnule, spuse el. Ce anume le face să le fie teamă, întrebă Dick. Desigur, e o prostie. Ele însă, ca de altfel și intendentul domnului Derrick, susțin că locuința e bântuită de stafii. Intendentul afirmă că aude tot timpul zgomote și că într-o noapte l-a văzut pe tatăl domnului Derrick, bătrânul avar, urcând scările. L-a văzut atât de clar cum vă văd eu pe dumneavoastră. Era o noapte cu lună și s-a speriat așa de tare încât nu a avut curaj să se ia după el. Era pentru prima dată că Dick auzea vorbindu-se de stafii în casa lui Derrick, însă fu atât de impresionat încât telefona la Kaylee. Prostii, pufni Walter Derrick, pentru prima dată aud una ca asta. Te superi cumva dacă îi pun câteva întrebări speriosului dumitale intendent? Întrebă Dick. Deloc. Telefonează-i și cheamă-l. Sau mai bine am să o fac eu. Nu cred să jefuiască cineva casa cât lipsește el. Sau mai bine du-te dumneata acolo și stai de vorbă cu dânsul. Dick găsi că a doua alternativă era cea mai bună. Îi dădu timp lui Derrick să-l sune pe intendent înainte ca el însuși să bată la ușă. I se deschise imediat. Lui Dick nu-i scăpă faptul că intendentul ținea în mână un pistol pe care, după ce se convinse de identitatea vizitatorului său, îl strecură în buzunar. Da, domnule, m-am speriat, nu-mi e rușine să vă mărturisesc. Nu cred în stafii, am fost mulți ani militar pe vremuri, iar intendent am fost în case și mai ciudate decât aceasta, însă n-aș vrea să mai trec printr-o noapte ca aceea de sâmbătă. L-am văzut pe bătrân. Îl cunoscuse și personal? Întrebă Dick, surprins. L-am văzut de multe ori. Eram portar la o societate imobiliară cu care a făcut o mulțime de afaceri. Agenții acestei societăți mai lucrează și acum pentru domnul Derrick. În felul acesta a încăpătat slujba de aici. Cum arăta bătrânul? Slab și scund. Abia v-ar fi trecut de umăr, domnule. Șchiopăta, puteai să-l recunoști de departe. Dick află ceva nou. Auzise multe despre acest om avar, dar lucru curios, nimeni nu-i pomenise această infirmitate fizică. Spune-mi acum ce s-a întâmplat când zici că ai văzut stafia. Eram în bucătărie. Tocmai îmi luam cina când mi s-a părut că aud zgomot, parcă umbla cineva pe culoar. M-am ridicat de la masă, mi-am luat pistolul acesta vechi al meu și am urcat scările până în hol. Nu vedeam nimic și de aceea am aprins luminile. Salonul și sfrageria aveau ușile închise cu cheia și mi-am spus atunci că imaginația mea trebuie să-mi fi jucat o festă. Mi s-a părut atunci că aud un zgomot sus la etaj și am început să urc scările, nu prea grăbit, credeți-mă. Am ajuns la primul palier, n-am văzut pe nimeni și apoi mi-am îndreptat privirea în sus. Stătea lângă fereastra palierului, iar lumina lunii îi cădea direct în față. Îngrijitorul înghiți un nod și apoi dădu din cap. Ce-ai făcut atunci? Am rămas pe loc și l-am urmărit cum se depărta șchiopătând până a dispărut. A fost ceva mișcat de la locul său? Te-ai dus să te uiți sus? Îmi închipui că nu, spuse Dick zâmbind. Nu, domnule, nimic nu era atins. N-am să vă mint, domnule, deși dacă veți povesti acest lucru domnului Derrick, îmi voi pierde slujba. Am luat-o la goană în jos cât mă țineau picioarele și m-am încuiat în bucătărie.
Ți-a fost frică?" râse Dick. Da, domnule," răspunse omul încurcat. Nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră. Desigur, pare o prostie acum când stau aici, într-o cameră cu lumină și cu cineva lângă mine, dar atunci eram singur în casă. Și a mai fost văzut și altă dată înainte. Tovarășul meu spunea că l-a văzut plimbându-se și chiopătând prin fața casei. Firește că nu știa cine este, dar când mi l-a descris, l-am recunoscut imediat. Ce-ar fi să presupunem, îl ironiză Dick, că nu a fost o stafie, ci un om în carne și oase. Ar fi putut intra cineva în casă? Numai prin ușa din față. Și aceea era încuiată. Zăvorâtă? Nu, domnule, zăvorul nu era pus și nici lanțul de siguranță. Adevărul este, domnule Stens, că lanțurile și zăvoarele sunt foarte bune pentru a nu permite intrarea cuiva, dar ele nu-ți permit nici să ieși. Cu alte cuvinte, ele nu-ți dau posibilitatea să fugi. Spune-mi acum, unde dormi? Dorm în bucătărie, domnule. Bine, spuse Dick. Îți voi spune acum ce vreau eu să faci și am să obțin pentru aceasta permisiunea domnului Derrick. Te rog să-ți muți patul în camera de alături. Arătă spre peretele care despărțea cele două case. În birou, domnule? Întrebă omul nervos. Păi dacă vreți să știți, tocmai spre această cameră se îndreaptă mereu individul. Să lăsăm pentru moment stafia, să ne concentrăm asupra securității. Dick ieși pe balconul de unde pornise în aventura lui primejdioasă cu câteva zile înainte. Obloanele de fier erau acum toate ridicate. Cel care îi tăiase calea de întoarcere fusese reparat. Dacă dumneata dormi dincolo, iar eu în această cameră, va fi ușor să comunicăm între noi. Dacă dormi la subsol și îți vine un musafir sub formă de stafie, poți să strigi cât vrei fără să te audă nimeni. Tot ceea ce trebuie să faci dacă auzi ceva e să bați în acest perete, fie cu pumnul, fie cu un ciocan. Te-aș ruga să urci chiar acum să bați în perete ca să-mi dau seama dacă te pot auzi. După aceea ieși pe balcon. N-ar avea niciun rost, domnule, toate aceste ziduri au o grosime de o jumătate de metru. Să sperăm că acesta face o excepție. Larkin, intendentul, consimți să încerce și Dick îl așteptă. În cele din urmă auzi un sunet extrem de slab și apoi ieși pe balcon. Am bătut cu tocul unui pantof. M-ați auzit, domnule Stens? Dick fu nevoit să recunoască adevărul și anume că un asemenea sunet nu l-ar trezi din somn. Așteaptă, spuse el și sună după majordom. Există cumva în casă o sonerie portativă? Da, domnule, avem una pe care o folosește înălțimea sa pentru a-și chema valetul. Adu-o aici, te rog. Majordomul se întoarse cu o casetă de lemn lustruit și cu un colac de sârmă care se termina cu un întrerupător. Dick ieși pe balcon și dădu instrucțiunile de rigoare. E suficient de cald ca să poți lăsa fereastra deschisă. Clopoțelul soneriei rămâne în camera mea. Dumneata iei întrerupătorul și-l aranjez astfel încât să poți ajunge la el fără să cobori din pat. Larkin dormea pe un pat pliant. Nu-i fu deloc greu să-l mute și era bucuros să aibă prin apropiere ceea ce numea el societate. Singurul inconvenient era că ori de câte ori voia să mănânce, trebuia să coboare și să străbată întreaga casă pentru neric. Nu e nevoie să folosești această cameră decât seara, când vii să te culci ca tot omul. Ușa se încuie? Intendentul dispăru și reveni pe balcon cu asigurarea că poate fi încuiată și zăvorâtă pe deasupra. Firul fu tras dintr-un balcon în celălalt și apoi până în noul dormitor al intendentului. Dick așeză clopoțelul soneriei lângă patul său. Noaptea nu aduse nicio nouă aventură. Ieși dis de dimineață pe balcon, unde îl găsi pe Larkin fumându-și prima pipă din ziua aceea. Nu, domnule, nu s-a întâmplat nimic. Mă întreb tot timpul dacă luminatorul de pe acoperiș este asigurat. După cât pot să văd, nici acum nu este încuiat, dar nici nu poate fi încuiat. Dick trecu pe celălalt balcon și îl urmă pe intendent în casă. De pe palier urca o scară îngustă care se termina într-un oficiu fără uși. Ridicând privirea, văzu o scară suspendată orizontal și, după cât se părea, printr-o contragreutate. Era o foarte obișnuită scară de incendiu. Trase de o frânghie groasă, scurtă și capătul scării coborâ și în același timp luminatorul de sus se deschise automat. Urcă scara și ieși pe acoperiș. Scara reveni în poziția inițială, iar luminatorul se închise. Se deschidea ușor din afară. Acoperișul nu era înclinat, suprafața lui fiind întreruptă numai de coșurile de cărămidă. Ceva mai departe dădu de alt luminator, ducând presupuse el în casa lui Wild. Acest al doilea luminator era de aceeași construcție ca și primul și putea fi de asemenea deschis din afară. Casa următoare era mai înaltă cu un etaj, dar avea o scară de fier pe care se putea coborî în caz de incendiu pe acoperișul plat. Reveni la intendent cu o dare de seamă liniștitoare. Nu cred ca prietenii noștri să intre sau să poată intra pe această cale, spuse el. Ulterior, această recunoaștere avea să-i fie de mare folos.
Cumva se aștepta ca Lordy Brown să vină în vizită la casa de alături și lăsase vorbă lui Larkin ca, într-un asemenea caz, să trimită după el. Totuși, pe Lordy nu avea să-l întâlnească decât din întâmplare. În acea după amiază, Dick mergea grăbit pe Piccadilly, urmând să se vadă cu Bark, cu care își fixase o întâlnire. Ajunsese cu un taxi până în Berkeley Street, dar circulația era atât de densă și de înceată, încât se hotărâse să plătească și să-și continue drumul pe jos. Se uită la ceas. Trecuseră 5 minute de la ora fixată pentru întâlnire. Intră într-un magazin de ciorapi unde era cunoscut și îl chemă la telefon pe Bark, dar îi se răspunse că acesta a plecat, lăsându-i vorbă că amână întâlnirea. Ușurat, Dick ieși în Piccadilly și își continuă plimbarea spre circus cu un pas mai lent. Stens era londonez prin naștere și preferință. Zgomotele orașului erau cele mai frumoase sunete pentru urechea lui, iar mirosul de asfalt mai frumos decât parfumul florilor. Dick Stens avea ceva de visător. Îi plăcea să-și dea frâul liber imaginației, să-și închipuie viața unuia sau altuia dintre bărbații sau femeile zărite întâmplător și să facă tot felul de speculații asupra intereselor care îi făceau să se grăbească de la o treabă la alta, asemenea furnicilor. În punctul unde Piccadilly Street se întâlnea cu aglomeratul Piccadilly Circus, Dick se opri la marginea trotuarului, cu mâinile prinse la spate, urmărind circulația încurcată pe care o descurcau doi polițiști plictisiți. Iată, uite, domnul Stens, ce plăcere! Se întoarse pe călcâie și văzu o față prelungă, îngustă, doi ochi de un albastru șters și o gură neregulată strâmbată într-un zâmbet. Altfel, fără această imagine, poate că nu l-ar fi recunoscut pe Lordy Brown în costumul lui nou, cenușiu, de cașmir, care însă nu era bine ajustat. La mână avea un ceas nou, iar în deget un inel cu o piatră strălucitoare. Era cu totul altul decât omul jerpelit de care Dick se despărțise în fața cafenelei de pe Piccadilly. Vă uitați la priveliște? Tonul lui Brown era condescendent. E un oraș straniu, dar dumneavoastră și cu mine nu suntem nimic pentru el. Prefer un loc mic unde poți fi un om mare. Mi-aduc aminte când eram la Geelong. Ești îmbrăcat ucigător, Brown. Ai dat o lovitură? Eu? Nu. Am pus deoparte ceva bani și am primit azi dimineață o scrisoare din Africa cu niște dividende. Am vreo 2 sau 3 grupuri de acțiuni care mi-aduc câte 1 lire, 2. Scoase din buzunar un toc pentru țigări de foi, foarte nou, foarte strălucitor, cu marginile de aur. Mulțumesc, nu fumez, spuse Dick refuzându-l. În niciun caz acest tip de țigări de foi. Lordy Brown mușcă un capăt al trabucului și l-a prinse. Pot să vă ofer un pahar? Voi lua cu dumneata o ceașcă de ceai. Și eu prefer ceaiul, spuse Lordy. Alcool la ora asta din zi este imoral și dezgustător. Seara da. Un om ca mine, care la băutură poate băga sub masă pe oricare alți doi, preferă să-și satisfacă plăcerile după ce își încheie afacerile. L-ai văzut pe Derrick? Întrebă Dick după ce se așezară la o masă și dădură comanda. Pe el? Lordy Brown zâmbi disprețuitor. N-a vrut să mă vadă el pe mine. Nu-i la Londra, nu-i așa? La țară, Cayley, ăsta e numele casei. Ai fost acolo? Întrebă Dick plin de interes. M-am dus ieri. De fapt, v-am văzut plecând pe șosea. I-am trimis vorbă, iar el mi-a răspuns că e ocupat și că mă va primi la Londra. La așa prietenie te aștepți din partea unui om căruia i-ai salvat viața? Nu l-ai văzut, deci. Eu l-am văzut, dar el nu m-a văzut pe mine, îl corectă Lordy. Nu s-a schimbat deloc. Parcă îl văd zăcând acolo și leul smulgându-i bucăți de carne ca și când ar fi fost ieri. Dar nu sunt eu acela care să dea buzna peste oameni, nepoftit. Nu sunt un cerșetor. Întrebați pe oricine îl cunoaște pe Lordy Brown și vă va spune că sunt un om cum se cade, care nu-și permite libertăți față de nimeni. Și dumneata nu crezi că Walter Derrick este un om cum se cade? Cum să nu, spuse celălalt grăbit. Eu sunt un om înțelegător, cu vederi largi. Întrebați pe oricine în Africa și veți auzi că nu există un om cu vederi mai largi pe ambele maluri ale râului Tully. Derrick avea dreptate. E om de afaceri și nu-i place să dea buzna cineva peste el când are musafiri, un lord, după câte am aflat. Părerea mea este că nu i-au transmis exact numele meu. Vedeți, domnule Stens, eu sunt în stare să găsesc scuze pentru oricine, chiar dacă mă tratează ca pe o tranță. E un om foarte cum se cade și mi-amintesc de el de parcă ar fi fost ieri. Scoase din buzunarul pantalonilor o batistă în culori vii și, din nebăgare de seamă, scăpă pe jos un teanc de bancnote pe care se grăbi să le adune. Acum nu prea pari să mai ai nevoie de ajutorul lui. Dividendele dumitale par să fi fost destul de mari. Cu dividendele lucrurile stau bine, acțiunile sunt bune, am din ce trăi, nu vreau mila nimănui. Se uită intens la Dick. Nu m-aș mira dacă s-ar apuca să-mi ofere 100 de lire, însă nu le-aș primi. Aș spune nu, mulțumesc, nu iau niciodată bani când salvez viața unui om. Ăsta sunt eu, domnule Stens. N-aș fi crezut, spuse Dick, iar Lordy chicotii amuzat. Vă mai amintiți de fata aceea, de Villiers, pe care am văzut-o sau credeam că am văzut-o, domnișoara, cum s-o fi chemând?
E la Bognor, infirmieră, îngrijește de un om bătrân. De unde știi? Întrebă Dick surprins. Pentru că am văzut-o când am fost la Bognor. E grozavă. Plescăi din buze. Seamănă ca două picături de apă cu o fată pe care am cunoscut-o în Africa. Ai crede că sunt gemene. Spuse că se gândea să-și construiască o casă la Bognor și că voia să-și cumpere o mașinuță ca să aibă cu ce să-și facă deplasările. Ia zi, este vorba de o spargere pur și simplu sau ai agățat pe cineva care are o mulțime de bani? Nu există în toată Londra un om mai cinstit ca mine, declară el. Îmi pot permite să fiu cinstit. Și totuși, sper că Derek își va exprima recunoștința în mod obișnuit? El nu mi-ar da nici măcar un pahar cu apă. Asta e cel mai rău la ăștia, când se ajung, își uită prietenii vechi. Cât timp a durat cunoștința voastră? Îl întrerupse Dick. Cam 4 zile, răspunse celălalt calm, dar a fost pentru mine de ajuns. Mă împrietenesc repede. Nu, continuă el, toate visele tropicale, cum spune poetul, s-au dus spre vest. De la Derek nu poți să ciupești nimic. După toate aparențele, tatălui a fost într-adevăr un avar fără pereche. Durează foarte mult până ce prin selecționare scapi un cal de un viciu, iar cu oamenii e și mai rău. Cu toate acestea, privirea lui îl ocoli nepăsătoare pe Dick, aș putea scoate ceva de la el așa pentru distracție. Lumea, cum spune Shakespeare, este scoica mea. Dick zâmbi fără plăcere, chemă chelnerul și plăti ceaiul în ciuda protestelor lui Brown. Pe când ieșeau, se întoarse spre însoțitorul lui de proastă reputație. Cel care deschide scoici în acest oraș, deschide ușa celulei numărul 94. Să nu uiți asta, Brown. Eu nu uit nimic, spuse Lordy Brown. Capitolul 8. Dick se întoarse acasă scurt timp după aceea și îi puse lui Larkin, intendentul, câteva întrebări în pragul casei lui Derek. Nu, domnule, nimic de semnalat. Nu a fost nimeni pe aici. N-ai primit niciun mesaj telefonic în care să ți se spună să pleci în Timbuktu? Întrebă Dick. A doua oară nu se mai întâmplă, domnule. Domnul Derek a stabilit un cod. Nu îndeplinesc nicio dispoziție decât dacă se folosește acest cod. O idee admirabilă, răspunse Dick. Eu am propus-o. Stens observă că, din când în când, omul privea îngrijorat peste umăr în casă. Iar umblă stafia? Nu, domnule, sunt doar puțin nervos, atâta tot. Era vizibil că nu era deosebit de încântat de perspectiva de a mai petrece acolo încă o noapte. Înainte de cină, Dick scoase mica mașina lui Tommy Wild pentru o plimbare și admiră din nou mecanismul care permitea deschiderea automată a ușii garajului. Din afară, chiar la lumina zilei, garajul lui Tommy semăna cu o biserică. Unele părți ale micii clădiri erau foarte vechi. Se vedea, de exemplu, un fronton gotic deasupra unei arcade roasă de vreme. Nu-i acordă un interes prea mare, căci Tommy nu avea de fel înclinații ecleziastice. Garajul existase probabil înainte ca el să fi cumpărat casa. Mașina se comporta splendid. Merse cu ea până la Scotland Yard, gândindu-se că poate îl va întâlni pe barc și se întoarse făcând un ocol prin sudul Londrei.